Gata, mă, gata, gata, că aici sunt. De ce sunteți aici? De ce sunteți aici și nu pătreți? Mi-a zis nevastă, mi-a zis, băi, intră, bă, pătreți, că e platformă nouă și dacă postezi și scrii și asta o să faci rich. O să faci rich și o să se umple lumea, o să vină pe YouTube, pe Instagram, pe toate alea. A zis, băi, lasă-mă, bă, bă, femeie, în pace, că... Două minute mai târziu am intrat, recunosc, la presiunile emoționale din partea nevestită. Eu altfel nu intram. Uh, am dat vreo trei gornete pe acolo, am înțepat vreo 2-3-4 oameni și cred că am postat destul. Adică nu știu, de câte ori trebuie să postez pe thread ăsta zilele astea. Vă pup! Vă pup! Bună seara Hermes, bună seara Eme, bună seara Hades, bună seara Vasile, chiar și ție băi Tibi. Corneliu! Cristina! Vă salut! Claudiu, uh, mă bucur că l prinzi, mă bucur. Salutări la toată lumea. Bă, e super amuzant. Da, e, e, e puțin fan și E, da, nu știu. E, e, recunosc, 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 recunosc că e puțin amuzant. Dar recunosc în același timp că toți oameni, sau mulți dintre oamenii care sunt extrem, extremely, extremely politically correct on other platforms, <laughs> Au ca dat drumul la hate <laughs> Au dat drumul la tot felul de jigniri De tot soiul Și e pe sistemul Bă, păi da, lasă-ne să facem un hate bun <laughs> hate constructiv Mori, țineți respirația 10 minute Taci, dracu hate -ul constructiv <laughs> <Du> <laughs> Unde te Pe stracule că Ceva, oi ok. Na, ce să zic? Um, poate că uneori ar trebui să ne dăm seama că mulți dintre oamenii care o very uh, politically correct. Hai să o lăsăm așa. Ar zice multe lucruri. Am nu zic că toți, da, unii. Am doar araș. Uh, <laughs> nici noi nu suntem așa hater. E, efectiv, Pareu că își comentariile la primul brand care vine cu o reclamă? A, da, nu știu ce să zic. Nu știu. A, dar nu sunt brandurile încă sau? <l> da, eu o să încerc să nu fiu chiar, chiar, chiar absurd sau să folosesc cuvinte care să fie injurioase sau ceva. Dar am luat vreo câțiva, am luat vreo câțiva așa în <l> vizor. Ala, pă. Cum îl cheamă? Pă, Cipirac ăsta, Cipiro. Păi, el care, băi, că haterii, că nu știu ce, că nu știu cum, că au o viață de căcat. Păi, prietene, tu, gen, tu ți-ai verificat viața ultima oră? Adică, ok, na, vor fi și oameni cu viață de căcat. Dar tu, băi, cipirache Pentru Dacă nu-l cunoașteți pe Cipiro, e un one uh, wannabe frații Tate, prietenul lui Vlad Dobu și, na, unul de ăsta care, na, pupă și el Bocanci, în uh, zona sau, na, printre prietenii mai puțin sau mai mult uh, apropiați ai fraților Tate. Uh, da, nu știu dacă pirachi și-a evaluat viața de curând. Că viața lui e în felul următor. Stă într-o garsonieră în chirie, se joacă în metin, uh, face reclamă la păcănele, a promovat tot soiul de schemuri și vrea să fie ca frații Tate. El zice de alții că au o viață de căcat? Nu prea cred că merge așa, adică, nu. Te salut, Motivation! Bună seara, băi Alex! Bună seara! Te vă Cristina! Am intrat la acest hater care îmi face public shaming pentru timestamps Două live-uri Now timestamps Două live Eu doar zic E da? aștepti să se facă 23? Ce aștepți? Nu știi ce aștepți Eu doar am spus Băiatul care s-a luat de Adrian elicopter de luptă că stă cu măsa Dar el stătea cu sa pentru că vine odată la 3 săptămâni acasă E, uite că acum Adrian în elicopter de luptă stă la... Uh, cum se numește aia? Buzz house Vezi? <laughs> Unde mă? la Iorga, nu la Bass Bună seara, uite pe cine îi jurăm. Ce? Pe cine îi cam antrenament pe Threads? A, vrei să mă înjur pe mine că deja te-ai antrenat pe Threads? Ok, bine mai hater. Eu, voiam, eu voiam să facem așa un program lejer de weekend uh, și să vorbim. Uh, împreună, la oaltă Asta sună puțin ciudat uh, Dar, uh, da Să vorbim împreună și la oaltă Despre uh, Filme porno, sex, masturbare <laughs> Și dependență <laughs> A, uh, Serios? Deci, nu ne batem joc Nu ne batem joc, vă rog frumos Bă, cum e camera asta? Că parcă nu e ce trebuie Aba, da, e ce Yes, baby! Aia zic. Bună seara, Mariana. Bună seara. Se că perioada grea de-abia Andrei acum Buta. Începe. Îmi pare rău. Pentru tine perioada grea de-abia acum începe, băiatul meu. Ne batem pula de subiect. Am zis cu P. Scuze. Ok, da Haide, bă. Haidea, bă, tată, bă, cu Marilu, bă. Când n-am mai văzut Marilu, de nu mai țin minte. N-am mai văzut mari Lude de când ne-a povestit cu închisul de n-am înțeles nimic, vreți să vă mint? Bună seara, Corina! Bă, n-am înțeles, hai să, ok, am înțeles că sunt oameni care au probleme în familie și mari lui vorbea despre asta și bine, bă, dar n-am înțeles nimic din povestea cu închisul. Bă, eu n-am înțeles, mă, și am încercat, măi, am zis, bă, e o ceva emoționant, e ceva, a suferit, am înțeles, suferința, suferință, am înțeles de ce, n-am înțeles de ce. Am înțeles, sunt multe lucruri în spate pe care nu le-am înțeles, dar sunt acolo, n-am zis că nu sunt. Bă, dar n-am înțeles nimic, nu știu dacă am zis. Acum poate înțeleg că la asta am și o puțină experiență. Nu multă, nu săriți acum. da. Bună seara tuturor. O mai zic o dată. Îmi iau căștile că să nu ratez nimic. Asta mi se pare cea care mă sperie. Se pune ca înșelat. Cum te simți legat de asta? Problema la bărbați este că au o sensibilitate... Cine este? Cine-i băiatul ăsta? Deci e un vampir din Vampire Diaries lângă Marilu? Asta-i gagică. El este gagiul lui Marilu. Voiam doar să vă, voiam doar să vă verific. Da? Deci... Ați înțeles? Hai, da, fiți, fiți tandri și serioși, vă rog frumos. Sensibilitatea anume a organului sexual. Eu sper sensibilitatea de ce? Că tu ai, noi avem o curbă de satisfacție la orice. N-aș putea să fiu împreună cu un bărbat care să fie dependent de filme porno. N-aș Mă, sunt singurul om căruia îi se pare puțin ciudat că ea vorbește într-un video despre bărbați cu care n-ar putea fi, deci implicit cu bărbați cu, despre bărbați cu care ar putea fi când ea este într-o relație? Eu mă gândeam că n-ai putea să fii cu altul decât cu băiatul ăsta. Cum îl cheamă? Iustin îl cheamă? O, cum îl cheamă? Iustin. Nu? Nu așa ai zice dacă... Eu, spre exemplu, dacă mă întreabă cineva, eu asta zic. Eu n-aș putea să fiu cu altă femeie decât cu nevastă mea. Păi și așa e că ea n-ar putea să fie cu băieți care se masturbează sau să uite la filme porno. Păi, stai puțin, stai puțin, că Jean, tu nu trebuie să te mai gândești la alți bărbați, tu lai pe Iustin. Mă gândesc, habar n-am. Băga în aceeași categorie bărbații care se uită la filme pentru adulți și se uită la gagicile alea ce fac cu alți tipi <hânt> și bărbații care dau like-uri gagicilor pe Instagram și le-au la follow. De ce să te uiți la un film porno când poți să-ți folosești imaginați, îți pierzi cumva apetitul sexual. De ce să te uiți la un film porn? când poți să-ți imaginezi? Pentru că la filmele porno se întâmplă lucruri inimaginabile. Sex Dacă nu este totul egal la voi, fie că vorbim de labii, sâni, buci sau mai știu eu ce, stați liniștite. Natura nu este simetrică. Conform la ce se promovează în media, niciodată nu e suficient. Ba trebuie să te operezi nasul, ba trebuie să spui nu știu ce, ba trebuie să te... Mi-am dat seama că încep să am o problemă. Și nu doar legat de partenerul meu, că nu se ridică la așteptările total nerealiste pe care livrează un film porno. Ru Rușinea asta cu care privim de foarte multe ori masturbarea. A, bă, ce? Parcă O story time Abă, că a început bine, mă scuzați. Mă eram, aveam uh, degetele la locul nepotrivit, cum ar veni. Nu erau pe voiam să zic pe G, dar nu pe K, nu erau pe K. Bun. Out of context, dar legat de live-ul de aseară cu armata de 200.000 de daci și geți, am citit că te a trimis aseară pe chat și așa este. Așa... A stai, 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 stai. stai, 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 parte. Cum adică ai citit cartea? Femeie, erau 274 milioane de catralioane de pagini. Le-ai citit pe toate. Bă, sunteți aici mă, niște oameni mult prea deștepți. Gen, mă face să mă simt și mai prost. Adică eu știu că sunt prost, dar... Dacă tu ai citit 274 de milioane de catralioane de pagini de seară până astăzi, eu... A, primul capitol, <laughs> Ok, normal că, na, doar nu era să citești toată cartea, că n-aveai cum. Eu l-am răsfoit așa în 5 minute, că după aia am fost foarte ocupat. Bun, hai. La ce ne uităm? La ce ne uităm? Cum adică la ce ne uităm? Ne uităm la Marilu, care ne vorbește despre dependență, masturbare, standarde de nerealiste și filme porno, da? Hai, seriozitate, vă rog frumos, prietena mea, eu nu am prietene, eu am soție. Pe YouTube, în care uh, dezbatem un subiect, îl mm. avem în cap de foarte mult timp și parcă așa au dat cu perioada sărbătorilor, cresc așa în perioada sărbătorilor, parcă, exponențial, uh, șansele să intre în discuțiile voastre acest subiect pe care îl discutăm astăzi. Filmele porno de sărbători? Bă, nu știu ce kinky e ăsta, dar eu n-am auzit de asta. Filme porno de sărbători. Filme porno de lângă Bradu de Crăciun? N-am Na, auzit, n-am auzit. Cine? Santa cine? Loredana tocmai ce a menționat, Santa Claus, uh, Claus, Claus, Santa Claus Roleplay. Nu știu cum să mă simt în legătură cu asta. Caută, <laughs> caută tu bă băiatule. E <laughs> destul inconfortabil să abordez uneori subiectul ăsta până și cu Justin, uh, până și cu prieteni, nu știu, cu prieteni care sunt așa, ca frații mei, că știți că eu am foarte puțin prieteni. Adică... <laughs> Și ai zis, bă, om, nu mi-e rușine, mă, cu oamenii cunoscuți, o să-l abordez aici cu voi. Câți are, mă? 500 de mii, câți are? 354. Hei, <laughs> o să abordez cu voi ăștia 354 de mii de subscriberi. Că mi-e rușine să vorbesc cu ei, despre asta. Păi, <laughs> Poate, wow, chiar o să fac un episod despre chestia asta în care să vorbesc despre câți oameni am tăiat din viața mea în ultimii ani, cu câte ușurință ah. pot să fac asta acum, mi-am dat seama cine trebuie să stea în viață. Sine mai de porno, lasă-mă cu prietenii tăi. eu am intrat aici pentru porno, nu pentru de cine ai renunțat tu. Lasă-mă pace ce mă interesează pe mine, eu vreau cu porno. Mea, în funcție și de cât pot eu să ofer pentru persoanele respective, mm. am greșit și eu în foste relații de ale mele de prietenie și mai departe și cumva în ziua de astăzi sunt super mândră că știu să pun punctul pe ei, știu exact pe cine să păstrez în viața mea, mi-am dat seama, mi s-au și le lefuit așa simțurile legate de oamenii din jur, cu siguranță că și eu la un meu, am dezamăgit și am învățat chestii din... Două minute și n-a vorbit nimic de porno din asta, adică nu mă pun eu pe un piedestal sau ceva, dar uh, revenind, că iar mă iau cu 500 de chestii, uh, da, inclusiv legat de subiectul ăsta cu filmele pentru adulți, mm -hmm. mă, și cu anumiți prieteni care sunt ca familie pentru mine. Am așa o incapacitate de a duce subiectul ăsta până la capăt și fără să mă pierd. se pare că se joacă puțin cu insecuritățile tale. Așa cum crederea de sine, un mix destul de interesant în momentul în care încep, încep subiectul ăsta. Pune, pune lumina pe tine, mai ales că vorbim de partea asta sexuală. Și totuși vreau să vă povestesc foarte mult în experiența mea. Am zis să deschid camera și de ce nu, dracu, să povestesc la o groază de oameni, nu? Ca să vorbim și să povestim chestia asta împreună, pentru că sunt sigură că de acolo printre voi sunt oameni care trec exact prin aceeași chestie și poate n-au cu cine să vorbească de subiectul ăsta printre care mă aflu și eu. Chiar mă gândeam zilele astea. Chiar mă gândeam. Bă, ce aș vorbi despre niște filme porno cu Marilu? Știi bă că mi s-a întâmplat. Bă, acum lăsând uh, gluma la o parte, uh, de fapt nu lăsând gluma la o parte, dar într-o altă notă să știți că eu chiar apreciez calitatea imaginii și a sunetului pe care sau de care dispune Marilu. Big shout-out pentru asta. Salutare și ție, estimate doamne, uh, George. Uh, a tăiat oameni din viața ei, da. Se zvonește că perioada grea de-abia acum începe. Fără să pari uh, hater cam prea îi cer să vorbească de porno, pentru, probabil pentru că mă uit la un video care... Se numește filme porno în relație și uh, de la filme porno în relație am ajuns să discutăm despre relațiile cu, de prietenie pe care ea le-a avut și le-a întrerupt cu alți oameni. Probabil din cauza asta, probabil că dacă uh, vreau să mă uit, spre exemplu, la un film porno cu o fată pe care nu o cunosc nici nu știu cum arată și o cheamă Mia Khalifa, vreau să văd pe Mia Khalifa. Probabil din cauza asta, Tibi, ai putea să nu mai fii hater? Mulțumesc! Calitate, nu ca la tine. <laughs> mă, de-abia așteptați să dați una, să dați o șapcă din asta m-am gândit să fac o chestie interesantă și să-l chem la un moment dat pe Justin în video ca să schimbăm câteva discuții și cu el despre de ceea aștept. ce crede în legătură cu... Eu de când am făcut 25 de ani de acum câteva luni mm. și că e chestia aia că ți se dezvoltă cortex, nu știu ce dracu se termină de dezvoltat pe aici pe la creier. Mi se pare că mi s-a distorsionat realitatea cumva, perspectivele, s-a schimbat totul. Asta direct proporțional și cu toate călătorile pe care le tot facem în jurul lumii, care mă sparg efectiv și mă fac să-mi conștientizez atât de diferit existența. Și vreau, deci am atât de vorbit cu voi, doamne, dar să așa să nu ne abatem de la subiect. Filmele pentru adulți în relație. Undeva în trecutul meu cred că a fost o problemă prin faptul că am descoperit filmele porno mult prea devreme. Asta m-a făcut să... Să am anumite așteptări și cumva să mi se distorsioneze realitatea astfel încât să am probleme în viața mea de adult, cumva prin pricina a ceea ce vizualizam. Și mea vezi genul ăla de chestii care se promovează și te spală pe creier automat și după aia tu crești cumva având anumite așteptări. Ce prinzi așa devreme, da, duci mai departe cu tine în viață. Și cum, cum se... De deci ce înseamnă prea devreme? s-a uitat la filme porno când era gen... Bă, eu am mai zis asta cu despre mari lupi. mie mi se pare absolut fa fucked up că fata asta la 14 ani sau la cât a zis, ea s-a dus pe în lume singură, fără, ma fără sau fără Tykes. Nu știu cu nu înțeleg că sunt divorțați din videoclipul cu un uh, Și, da, s-a dus pe la prezentări de modă, nu știu ce, și după aia pe vloguri aici vorbea despre cum face sex. Dar gen, făcea sex, presupun, cu alți oameni din industrie care, gen, erau mai mari, nu? Sau, că nu știu. Se pare, fac top industria asta a modei. Hei, ah. hei, hei, hey. bună seara. Atebub. singură printr-o agenție, 20 plus. Păi, zic, bă, măncavo și voștri. Cam. A, ah, și m-am mai uitat am mai uitat zilele astea, am văzut așa puțin pe Instagram parcă sau ceva, prezentarea de modă a doamnei Victoria Beckham. Bă, lăsând hainele la o parte, v-ați citat la acele domnișoare care puneau hainele pe ele, gen modelele? Mai oameni buni, măi, n-are cum să fie sănătos să, să arăți așa. Ei, o caută și tu că ți-am zis cine. N-are cum să fie sănătos așa ceva. Era ceva Kim Kardashian Beckhams. Hai că... Na. Mai căutăm așa și arăt. Hai să poate găsim. Uh, Kim Kardashian. Uh, B. Da, asta e, asta e, asta e chat. Asta cred că e. Iar ne luăm, iar ne luăm de asta. Măi, lasă-mă puțin în pace. Vreau să văd toată prezentarea. Vreau să vă, oh, Nu, no, prezentare. Vreau să văd imagini de la prezentare. Parcă asta era, nu? Nu, no, nu era asta. Anyway, e un video aici, chat. Sunt, arată niște fete din astea care prezintă ce a creat doamna Victoria Beckham. Bă, să mă bată chat dar... N-are cum să fie sănătos să arăți în felul ăla. Nu are cum pentru tine ca om, n-are cum să fie sănătos așa ceva. Și mi se pare industria asta să fie cu iertare, dar it's really dangerous. Adică, pe lângă faptul că le pui la... Na, ai pretenția de la ele să arate cum arată fetele astea, să fie cât mai tinere și după aia să mai dai și acolo la ele. E fact up. E o industrie fact up. N-am să vă mint. Anyway, hai să revenim. A fost și va fi întotdeauna așa, poate că ar trebui să ne oprim din a mai avea industria asta în felul în care este. A zis că se înfometa când făceam modeling, are clip pe canal. Nu mă îndoiesc, nu mă îndoiesc, sincer. Uh, dar mi se pare că, da, le iei de cât mai mici, 14 ani, să te duci în China sau unde a fost ea, în China parcă a fost, nu? Să facă uh, prezentări de modă și să se dea oia mai bătrâni și mai însurați la ea. Să-mi fie cu iertare, dar mi se pare de prost gust rău tare de tot. Nu se gestionează subiectul în relații în ziua de astăzi, pentru că bă, eu știu că nu prea se vorbește neapărat de chestia asta. Nu-s neapărat confortabilă să vorbesc cu Iustin despre asta. Nu că nu vorbi, că eu vorbesc cu Iustin despre orice vorba aia, dracu. Am așa o, nu știu, îmi crește pulsul cumva când trebuie să vorbesc despre asta. mă inhibă foarte tare. Subiect. Păi și nu e bine dacă crește pulsul când gen vorbești doar întreb tu, mi se pare mi-e rușine așa să l-aduc în discuție mi se pare cumva atât de rușinos deci mă simt nu știu de parcă ar fi bunică mea în colț în momentul în care aduc vorba. Lasă mă mă că și bunica știe stai liniștit. Băi de filme porno în relația mea dacă mă gândesc la filme porno mă simt de parcă e cineva într-un colț ori eu, ori bunica mea, nu știu exact sigur cine, și mă judecă. Dacă stai să te gândești, frate, filmele porno există, o să existe, au existat dintotdeauna și reprezintă o componentă despre care, care, există, nu, despre care nu se vor... Au existat dintotdeauna, cum adică dintotdeauna, n-aveau cum să existe dintotdeauna, doamna Marilu. Filmele porno au existat probabil de când au apărut filmele, dar nu dintotdeauna. Anyway, adică n-au fost filme porno și după aia au apărut filmele. Hai să fim serioși. Vorbește de mult și se dă foarte așa numbră. Cred că merită, merită o discuție. Merită da. o discuție, așa la mine în dormitor aici și așa. Mă în dormitor până e casa gata, că v-am spus, dacă ați urmărit videourile cu șantierul nostru cu noua acasă, în august 2024, huu, urmează update-uri de la șantier, ne mișcăm bine. Zine te rog frumos despre filmele porno, lasă-mă cu șantierul din august 2024, te rog eu frumos, băi. Nu, nu are cum așa ceva. Eh, domnii muncitori sunt acolo super pe, pe, pe treabă. Cred că mă urmăriți pe Instagram și pe TikTok, acolo vă arătăm zilnic tot ce se mai întâmplă. Și foarte important, plecăm într-o nouă călătorie de o lună, în, pe 27 decembrie luna asta, deci vreo două... Bă, o, las puțin video asta să, să meargă. Mă duc puțin până în Spania, că am vorbit aseară cu soacră mea, zicea că face niște paie, cum să face paie, nu ca la Pescobar. Și uh, stau puțin la masă și mă întorc și uh, fix, la fix, da? Deci când mă întorc eu vorbim despre filme porno, relație, masturbare și dependență, da? Hai! O să dăm și ceva gata de bugim din nou și abia aștept să vorbim cu noi peste tot. O să fie o super aventură. Mergem cu mașina, uh, ni se alătură și un nou membru al familiei. O să vedeți despre ce este vorba și abia aștept, doamne, îmi e atât de dor de o aventură nouă care să merg cu Petrescu departe de civilizație. Vreau să mergem în sălbăticie, mergem cu... Cine Petrescu. I Iustine Petrescu? Sau să zice cu Dan Petrescu? Care Petrescu? Iustine Petrescu. Ok, Iustine Petrescu. Am primit confirmare de la nevastă. mașina mergem foarte departe și iar o să fie o aventură de aia de o să ne amintim la bătrânețe când o să plângem. De ce? la bătrânețe este, film, este primul lucru pe care l-a spus în legătură cu filme porno, masturbare și dependență. Viața frumoasă am avut și ia uite cum suntem pe ultimul drum aproape. Că viața trece foarte repede, domnule. Vorbeam cu cineva și am întrebat. Bă, viața chiar trece. Da, tu treci prin toate subiectele până ajungi la subiectul despre care să vorbim. Foarte, Fo foarte greu, foarte, foarte greu. Dacă îmi zici că opresc și că comentez, arunc cu șoseta în tine respire ca și cum nu ți-ar plăcea cum comentezi eu acest video. Am impresia că vrei și tu să dai cu hate acum că ești pe threads. E și nevastă mea pe threads, apropo. nu știu cum ți se pare, ca iubitul tău, cum ți se pare ca iubitul tău să se uite la filme porno? Să știi că se uită la niște femei care... Iubitul meu? N-am. Uh, cum ți se pare, uh, eventual, în eventualitatea în care eu m-aș uita la filme porno, cum ți se pare? Las că Loredana vrea să răspundă serios. E. e complicat. Gata, hai să o lăsăm acolo. Nu, că ea vrea să răspundă serios, vă rog, e frumos. Uh, niciodată. Fac sex cu alți bărbați. cum este acest... gata, lasă-mă să mă uit la... Da, da, tu voiai să răspunzi într-o notă discordantă. Atitudinii mele. Ce? Tu ești fană, Marilu? Gând să știi că iubitul tău se uită Așa. la alte femei și nu doar că mm. le vede goale sau mă știu eu ce. Le vede goale în timp ce fac sex și <sus> el se excită la ele. Și <sus> el are niște trăiri. Pe baza trăiesc, aceste femei la care el se uită, se pune ca înșelat. Cum te simți legat de asta? O, o viziune at? -o. Băi, mi se pare că video-ul ăsta devine prea serios. Și sigur o să vină unii prin comentarii și o să zic că după, dacă rămâne... rămâne... Băi, e o chestie serioasă de care unii sunt absolut dependenți și să ne norocesc. Bă, orice. Ok, ca să, să scăpăm de chestiile astea, într-adevăr, orice soi de dependență uh, generează o. Uh, o stare proastă, să zicem așa, generează niște inconveniente în viața ta, da? Orice soi de dependență. Nu vrei să fii dependent de filme porno? Nu știu ce să faci. Vă anunț când aflu. Bună seara tuturor! Tât de subiectivă, efectiv fiecare are câte o altă trăire și o altă opinie. Nu există un adevăr absolut când vine vorba de aceste filme porno. Desigur, vreau să vorbim neapărat și de dependența de filme porno, pentru că de fapt asta... Exact, Tibi. Sunt total de acord cu ce ai zis, timp. Asta mi se pare cea care mă sperie. N-aș putea, niciodată și vă spun de pe acum, să fiu împreună cu un bărbat care să fie dependent de filme porno. Măi, da, gen, de ce? Adică, stai puțin că nu înțeleg. De ce te gândești cu ce bărbat ai putea fi când tu ești cu un bărbat deja? Nu e în regulă. Nu e în regulă să te gândești cu ce bărbat ai putea sau nu fi când tu deja ești cu un bărbat. Doar zic așa, adică... Repet, Răspunsul corect la asta era nu aș putea fi cu niciun nici alt bărbat în afară de Justin Petrescu. Ca așa am înțeles că îl cheamă. Vrea să facă upgrade. Mi s-ar părea cel puțin care are nevoie de ajutor uh, specializat. Un om care să fie dependent și să știu că mereu se duce să... Mă, sincer, dar orice, om, orice fel de dependență are nevoie de ajutor specializat. You are just stating the obvious. Nu, adică nu orice formă de dependență, indiferent de care ei ea uh, are nevoie de ajutor specializat. Anyway, uh, hai, hai să dăm mai departe. Își ofere plăcere, nu știu, după ce mă culc eu și rămâne până la șase dimineața și nu mai știe cum să se satisfacă ore întregi. Uh. A, deci nu sunt băi până la șase dimineața ore întregi? Cum adică ore întregi? Da, stai puțin, dar stai, 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 stai. Băi, mai, eu cred că aici îți trebuia puțin și inputul unui bărbat. Serios, acum? Adică ore întregi. Stai când dau și setele jos, că e destul de căldus la Cum adică ore întregi? Cine să satisface ore întregi? Eu mă cunosc cel mai bine cum să-mi iau o oră, ce Da, păi două, că sunt ore. Nu merge, adică cum ore? A, ah, dar numai că și stați, stați că mai e, mai, mai e o chestie, de fapt mai e o chestie. E o chestie care nu mai țin minte cum se numește, dar gen, da. Da, 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 știu la poate că, Cre... poate că știu la ce se referă. Ah. Păi nu mai doarme, nu înțelegi că e dependent de plăcere. Ce să mai doarmă? <laughs> ce bine să te văd live în timp ce fac gogoși. <laughs> Timita, tu de unde știi cum se numește? De, a, că eu nu sunt sigur că așa se numește N-am de unde să știu Ce prost sunt pe la spate când dorm sau mai știu eu ce Nu, n-aș putea oh. Această curiozitate legată de filme porno Nu mai știu, evident, yeah. nu mai știu cum mi-a venit Atunci când eram mai tânără Cred că prima mea căutare pe Google a fost ceva de genul Femei goale Am scris pe Google femei goale După care opțiuni sunt o groază Trebuie doar să dai primul search V-am mai spus cu nu știu dacă v-am spus aici sau pe, sau pe Twitch V-am mai spus cu fiul unei colege de ale nevestemii Câți ani avea? Fiul... Cum o chema? lor a erau amândoi la facultate Fiul lui... Nu pot să dau nume aici pe live Dar cum îl chema pe ăla micu? Câți ani avea de fapt? Dar câți ani avea? 13 ani? v mai povestit, mă, cu copilul de 13 ani? 11, 11 avea. Nu, nu v-am zis? Deci. Colegul, colegul unei, uh, colegul, fiul unei colege de uh, muncă a nevestimii. Uh, a căutat și el. Și s-a gândit el așa în mintea lui. Bă, ce sunt eu? Ce sunt eu? Copil. Ok. Eu nu mă pun să caut filme porno pentru adulți Mă pun să caut filme porno pentru copii Ce a scris pe Google? Film Filme porno cu copii bă, bă, bă jur Și după aia, na În Ikea aici apar Din câte înțeleg de la el Că, no, 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 no That's not my, no, 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 never Îți apar tot felul de warnings și așa mai departe. Don't search this, pana mea. Anyway, nu vreau să caut, nu vreau să aflu ce ți apare. Dar din povestea asta am, am aflat. Uh, și i-a apărut aia pe ecran și s-a speriat, s-a căcat pe el. Copil de, na, cât zici mă, 13 ani? 11-13, pana mea, în jurul vârstelor ăsta, 11-13, habară. Și s-a speriat copilul, s-a căcat pe el de speria ce era. Și s-a dus la maică sa. Și acum zi tu, ta la... 11 ani. Zitul tu la 11 ani că ai căutat pe internet filme porno și... Na. Și a zis ceva de genul că na, ăla a scris că poliție, că nu știu. Mami, am făcut ceva grav. Mai că s-a zis ce. Cred că el, că cred că o să vină poliția la noi la ușă. Mai că s -a, ce? Păi a zis, am încercat să mă uit la filme porno pe, pe, pe internet. Mike să s-a probabil în sinea ei A zis Ce, ce a zis? Da, Mike s în interiorul ei să căca pe ea de râs cel mai probabil Zicea, bă, ce prost ești Și a zis, mami, să nu mai faci asta Absolut superb Bă, să ai un copil din ăsta să-ți fi... Bine da, că... Da, a, da, nu, 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 ce, nepotă tu? No, nu, nu, nu intrăm în detalii de familie no, și asta. No, no. Cineva care a zis că... No, a, ba no. da, ba da, pe ta nu? Pe tine? Aaa, dar cine a zis că nu mai ține? Stai, mai, mai zi o dată. Oh, ok, da, e, na, e, na, alias. Te salut, te salut, Antonia. Nu uh... vor să chestra cu... Bă, nu, e, nu puțin așa de râs, da Anyway. Stați că paraschi vârfește. Anyway. De mult să mă uine. și măcar nu vă gândiți că aveam o trăire, gen, doamne, îmi venea să mă satisfac, să mă știu eu ce, apropo, dar vreau să vorbim și de masturbare în relație. De fiecare dată când eram la, lepto, la calculatorul bunicilor mei, de fiecare dată o căutam. Că mă gândeam eu că ei n cum să vadă no. istoricul, că ei n o să se uite în istoric. Acum, și până nu au căutat și au văzut la ce se uita nepoată sta de luni de zile. Acest moment în care am intrat în pământ, o să uit în viața mea bine și ai mei, doamne ce nebun sunt. Am avut această întâlnire de familie, cum s-au gândit să mă înfrunte, au zis ceva de genul, doamne, de când ai început să ai tot felul de căutări ciudate la noi în calculator. Au început să ne vină amenzi acasă. Luna asta trebuie să plătim 12 milioane amendă că te-ai uitat tu la ăștia. Costă să vezi așa <laughs> Bă, ce nenorociți și ăia! Măi, măi, în loc să zică, băi, fatu, uh, e E ok să cauți și să afli lucruri, dar poate că e prea devreme să cauți și să afli despre astfel de lucruri? <laughs> nu! Băi, dacă mai cauți asta, plătim amenzi! <laughs> te pup, te pup, nu. Ceva cu oameni goi și cumva, ca să înțelegeți, au plantat Așa. în capul meu sămânța de... Au, au, parcat gogoașa în ideea în care nu este ok Marilu când ne vin amenzi. Bă, acum, sincer, dar câți ani să fi avut Marilu când a căutat chestii pornografice pe internet să creadă gogoșile astea, apropo de gogoși, bună seara Ioana, bună seara, nu, serios, nu cred povestea asta, adică ești suficient de mare încât uh, să ai acces la internet și să știi să cauți femei goale pe internet, dar, uh, adică câți ani, câți ani dracu să ai să crezi că îți vin amenzi acasă? Ne uităm la acest uh, La această uh, Nici nu știu ce este Nu știu ce se întâmplă aici E o discuție pe care Marilu o are Împreună cu noi Despre masturbarea în relații frică să mai vizionez aceste chestii ca să nu cumva să plătească ei mulți bani amen. Dar eram eu, no, doamne, să-i pun păștia la cheltuiel, păi am nebuni, nu mai bine primesc eu chestii să-mi cumpere. Adică le văzusem, a fost perioada aia, nu știu. Corect, e un corp, cât e corpul? Toate corpurile sunt aproape la fel. Tu ce, dar nu e ca și cum după stăteam numai să mă gândesc la vai, filme porno, wow, no. vreau să văd în continuare. Nu știu, adică chiar urma o perioadă în care n-am avut nicio treabă. În fine, după aia am mai crescut, a venit momentul în care mi-am și început viața sexuală, am avut primul iubit și bla bla bla. Și cumva, pentru că au început, evident, în adolescență să zbur de hormoni în mine și na, eram și la liceu și și și. A venit, a, a venit partea în care, na, mai și tu să vezi ceva, mai vrei tu să vezi cum mai arată tot nouă. Mai ales dacă tu n-avei, mă rog, că s-au schimbat multe între timp, dar. Ah, intram să văd câte o să nouă, câte un vagin nou, să vedem cum arată labile femeii respective, plus că nu știu dacă v-am spus vreodată, eu sunt o persoană care nu are fetelor, stați liniștite, dacă nu este totul egal la voi, fie că vorbim de labii, sâni, buci sau mai știu eu ce, stați liniștite, nici la mine, totul este super asimetric. V-ați liniștit? Fetelor din chat. Doamnelor și domnișoarele, v-ați liniștit acum? Sunteți mai... sunteți ok? Ok, bun. Natura nu este simetrică. Asta denotă frumusețea corpului uman și să mor eu că în timp mi se părea că mă mint cu asta, că frate, deci dacă am o labie mai lungă, bă, deci e de ca să-mi de cap meu, trebuie să porc kilos pe mine când fac sex. Frumusețea, tocmai... Merge și așa. Adică... Merge și așa. Eu nu am nimic împotrivit, dar... Fi... Merge. Dar să fie chiloți frumoși, adică nu să fie. Ai constă în aceste mici detalii care sunt ale tale. Acolo cine ne-a te-a făcut creatorul, spiritul și cine te-a făcut planeta asta, te-a făcut special. Trece timpul, să morăm. dau Poate că ar trebui totuși să renunțăm la ideea asta că suntem speciali cu toți. Dacă dracului, dacă suntem cu toții speciali, nu mai e nimeni special, nu? Suntem oameni, cu toții. Suntem cu toții la fel. Dacă infuzăm, de fapt, ideea asta în. inducem ideea asta în oameni că ei sunt speciali, vor tinde de multe ori să-i vadă pe ceilalți din jurul lor inferiori. Că, na, dacă tu ești special, ei alții n-au cum să fie speciali, nu? Suntem oameni cu toții și n-ar trebui să ne judecăm unii pe ceilalți. Vă seama cât de mult apreciez chestia asta. Această imagine de simetrie, de cum ar trebui să arătăm și la față și la, nu doar la zone intime, este doar o spălare pe creier de media. Oamenii se axează astfel încât tu să faci mai multe operații și să schimbi mereu la tine, că știți că conform la ce se promovează în media, niciodată nu e suficient. Ba trebuie să te nasul, ba trebuie să spui nu știu ce, ba trebuie să te... Ba trebuie să... Bine, nu că ar fi greșit fiecare face ce ai amăsi vrea, știți cum, adică super pe pace, fiecare face ce vrea, dar ca idee nu uitați niciodată... Și că suntem foarte spălați pe care și manipulați de media. Total de acord cu doamna Marilu aici. Total de acord. Total de acord. Uh, din cunoștințele mele, operațiile estetice, spre exemplu, au apărut ca o necesitate la a remodela chipuri de persoane care au suferit anumite accidente. Da? În momentul în care... S-a observat că, bă, stai puțin, că, ok, îi ajutăm pe ăștia, dar noi bani cum facem? În momentul în care au realizat chestia asta, bă, stai puțin, că, dar noi putem să schimbăm lucruri la oameni și în paralel, chiar dacă n-au avut accidente la față. Și le inducem ideea că au nevoie. Ah. Aveam o colegă care avea, nu știu, 20 sau 21 de ani, ceva de genul. Avea deja o operație făcută în Turcia la, fes, la FESE se pregătea să ducă la a doua operație. 20 de ani, vă jur. Estetica e cea mai profitabilă nișă din medicină, nu mă îndoiesc. Estetica și... Uh, din, ah, na, Ad fi sto și stomatologia, presupun, nu? E deja o boală, da, da, da. Da, când, dar e o boală, cred că este o boală indusă și de societate. Are dreptate aici, Marilu are dreptate. În momentul în care vezi constant anumite filtre uh, care te fac să arăți într-un anumit fel, uh, în momentul în care toți ne raportăm la acele filtre ca fiind ideal, sau id ca reprezentând idealul feminin și așa mai departe, sau chiar și masculin. Da, e un fel de presiune pe care oamenii o au de a arăta într-un anumit fel. E bub cold. Nu știu dacă este neapărat efect de turmă cât mai mult e chiar presiune, știi? Adică, da, poate că e, Dar e un fel de presiune că dacă tu auzi peste tot că uite așa arată o femeie frumoasă și tu ești departe sau nu chiar acolo, vrei să fii și tu așa. Problema e că, na, filtrele alea se pot schimba zilnic. Înfățișarea ta o prea poți să o remodelezi. De? Eu care am plâns la naștere că am făcut cezariană. Fug de ace ca de tămâie. Da. Da cam în perioada în care mi-am și început viața sexuală și așa. Doamne, cu Angelo, mai știți că v-am fost story time-ul, Adică, frate, voi chiar știți totul de mine să mor. Dar ce că mai face? Mă mai sunt de pe Facebook, am și uitat, în fine. Atunci am început să am din nou aceste curiozități legate de filme. Îmi plăcea să mă uit, mi se părea super palpitant, mi se părea super incitant. veneau momentele la când începeam să-mi iau filme, pentru că, frate, sunt niște imagini care să mă să te stimuleze. adică tu, evolutiv vorbind cum vreți să o dați, e foarte greu să te abții și să nu ai anumite apucături, să n-ai anumite trăiri, să nu se întâmple ce să se înfiri pe ceva din în momentul în care vezi doi oameni, indiferent de ce sex sunt, care au o interacțiune intera 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 sexuală. Este normal că se fac aceste conexiuni neuronale care te duc într-o zonă în care vrei să te atingi, vrei să pui mâna pe tine. Nu trebuie să-ți fie rușine de chestia asta. Dacă simți mai departe, să duci mai departe acest proces tu cu tine, este super ok. okay. Până într-un punct consider că este normal, natural și nu trebuie să-ți fie aoleo. E interesantă ru ru rușinea asta cu care privim de foarte multe ori masturbarea. Eu când am început să descoper masturbarea... Doamne, mi se părea ceva atât de rușinos, frate. Mi se părea ceva foarte josnic să te masturbezi, gen efectiv să cu mâinile tale, să te atingi pe tine și să-ți oferi tu plăcere. Mi se părea așa cumva ceva de primordial. Mă întorceam așa la caveman. Știți, o om de rocă, dracu, nu știu cum să Mi se părea oribil. Abia așteptam să închid, să închid filmul respectiv, să mă prefac că nu am făcut asta niciodată, ca să nu recunosc niciodată că mi-a plăcut. Și încă nu știu exact de ce atâta rușine. Nu faci un nici eu nu înțeleg de ce e atâta rușine. Nu înțeleg. A bine că nu mă duceam la mama să zic. <laughs> da, în rest. Da, nu înțeleg. Nu înțeleg de unde e atâta roșine. Cum a zis ea, până la un anumit punct e chiar ok. un scop al vieții tare, doar din a-ți oferi plăcere ca un animal nebun. Pana mea. Acum, subiectiv, poate tu vrei să faci asta. Fac. Eu nu vreau să fac asta. Poate la tine e ok. Nu știu. Nu, nu judec pe nimeni. Nu trebuie să fii pus la zid dacă simți nevoia să te atingi. Este ceva pe Acum depinde și unde simți nevoia să te atingi. Adică nu mă refer unde pe corpul tău, ci unde ești când simți nevoia să te atingi. Că dacă simți nevoia să te atingi în locuri unde n-ar trebui să te atingi și mă refer aici la spații publici, spre exemplu, nu trebuie neapărat să fii pus la zi, dar poate reținut puțin, vreo câteva zile și eventual și uh, separat de societate pe un termen mai lung sau mai scurt ar fi nevoie. Dar în rest, da, sunt de acord. Care la avem efectiv până și animale Nu, în baie la Kaufland Nu, cred că în baie la Kaufland e ok dacă e în baie uh, Nu în baie, la... Cum a făcut? <laughs> la Kimvelo <laughs> în, în cabina de probă, în la Kimvelo Nu cred că e legal <laughs> Nu zic cine uh, Când m-am întors, uh, întors din Cipru În aeroport, în Larnaca uh, Păreau că erau doi care s-atingeau Două persoane Păreau că erau, care se atingeau în uh, în toaletă lângă mine. Uh, anyway, lăsând asta la, uh, la baie, în uh, baia aeroportului. Așa, lăsând asta la o parte, nu știu de ce am simțit nevoia să vă zic chestia asta. Ok, hai, mai departe. Care fac asta? Adică e ceva pe care este în evoluția noastră. Ah. Și nu înțeleg de ce este atât rușine. Nu este nicio problemă dacă simți la un moment dat să faci asta, frate. E corpul tău, frate. Până la urmă poți să te atingi cum vrei tu, poți să te mângâi pe mână, poți să te pupi. Dar asta așa, ca acest self love, această Cum adică să mă pup? Cum să mă pup? Stai, cum, cum... Cum să mă pup? Nu, nu s-a întâmplat nimic ca să mor. <laughs> nu. N-am simțit nimic. Iubire de sine poate fi arătată prin alte feluri, prin care, da, dacă ai tu chef și masturbare, adică, nu știu, chiar e... Da, interesant că am privit chestia asta foarte, foarte mult timp, cu foarte mult... Mă simțeam foarte puerilă, mă simțeam un om mic, un om de căcat. Stau să mă întreb dacă are legătură cu faptul că, nu știu, am avut eu niște probleme cu sexualitatea mea, dar am și avut experiențe cu tot felul de bărbați în lungul vieții care, într-adevăr, m-au făcut să mă simt foarte nesigură pe sexualitatea mea și s-au jucat în niște feluri. Nu da, mai știți din trecutul meu. Bă, chiar îmi pare rău, sincer. Chiar îmi pare rău că a trecut prin chestiile astea. Probabil încă o dată și faptul că din spusele dânsei și a început viața sexuală la o vârstă extrem de fragedă cu niște bărbați care, de nou, din spusele dânsei, păreau destul de înaintați în vârstă, au făcut-o să ajungă să simtă lucrurile astea. E chiar regretabil, sincer. Lăsând glumele proaste la o parte, ceea ce Pare că i s-a întâmplat. E chiar regretabil, și nu ar trebui să se întâmple niciunei persoane, indiferent de sex. Ce mai zici de mesajele de pe WhatsApp cu locatarii din bloc care își zic să geamă mai încet? Bă, nu știu, eu din cauza asta mi-am pus. Eu am termopane, și pentru orice eventualitate mi-am pus și sub parchet din asta care reduce zgomotul cred că cu 20 de decibeli. Si, pa mea pe aici n-are nicio treabă, n-au de nimeni. Așa ceva mai povestit, duc cu oameni care, nu știu, m-au făcut să mă intru pe niște căi foarte ciudate legate de sexualitatea mea. A, tu ai încercat asta? Doamne, când te-ai masturbat ultima oară, eram gen, Holy, eu? Nicio? Cum se numește? Fără să-mi dau ziua, cred că la un moment dat am intrat în... Dar cine te întreabă? Adică, gen... Eu... Eu n-am avut, poate că n-am avut eu prietenii potriviți, dar eu niciodată n-am ieșit cu băieții la o bere, zic, bă, tu când, când ți-ai dat-o în cap ultima oară? Nu, n-am avut asta, nu știu. Îl aveam pe unul, într-adevăr, până clasa a șaptea, când și-a luat și el calculator și ne-a oferit primele două CD-uri cu filme porno din, pe care le-au văzut tot smârdanul, că au mers filmele alea din mână în mână. Sper totuși că a fost din mână spălată în mână spălată. Dar, anyway, cine mai ținea cont? Așa, deci primele două filme porno de la Bogdan le-am primit. Aduse de, de, pe Serbia, cum ar veni. Dar... Uh, adică când ți le dădea sau când le dădea mai departe, știi ce se va întâmpla. Adică te gândeai că fac și ei același lucru, nu cred că nu m-am gândit niciodată că băia care se vor uita la ele le vor privi dintr-o perspectivă de creație. Mă gândeam, nu mi-a trecut niciodată prin minte că o să se facă regizori de filme porno, ci să uitau și ei din aceleași motive ca și mine. Dar nu prea, adică nu ne întrebam și cum a fost tu, cum ți-ai dat-o, știi? Dar acum, na, știi cum e. În această zonă în care aveam o viață sexuală activă, Mie pare că îmi plăcea prea mult ce se întâmpla în acele filme la care mă mai uitam uneori. Chiar preferam să nu mai am neapărat o, interac o, interacțiune sexuală cu omul din relație, ci preferam să fac repede un film, să mă super satisfac în secret. Și gen, gata, aruncăm cheița și aia era seara mea. Ha, limita aia, știți, e linia aia fină când vine vorba de filme porno pe care dacă o treci, Intri într-o realitate care este dictată de ele. O cireașă de pe tort Bă, dar ce înseamnă lucrurile astea? Că e greu așa de zis că ce înseamnă că îți dictează filmele porno viața? Adică te uiți la 17 filme porno într-o zi sau cum faci? Ce faci? Curiezi, uneori l-au înghețat. Dacă devine invers treaba și el încep cumva să te controleze, să-ți controleze sexualitatea, viziunile, plăcerile și așa mai departe, atunci e nasol. Cel puțin n-am putut fi o persoană care nu să se abțină. Reversul medaliei. Nu mai eram mulțumită cu ceea ce se întâmpla în pat cu partenerul meu. Mi se părea că nu mă satisface. Mi se părea că, mă, nu știu, penisul ăsta ăla din clip, cu ce, cum arată bărbații ăștia și cum sunt dotați, nu se pupă cu ce am acasă, frate. Am Venisurile în general nu se pupă între ele, dar uh, oameni și oameni, doamna Marilu, oameni și oameni, unii știți cum e, la unii s-a dat mai mult, la alții s-a dat mai puțin, la unii se ridică mai mult, la alții se ridică mai puțin, la unii se extinde mai mult, la alții se extinde mai puțin, acum nu ne încurcăm în detalii. Sunt și al... nu mai zic. început efectiv să visez la exact cum arătau bărbații respectivi din filme. Închideam mm -hmm. așa ochii și mă simțeam atât de vinovată. Că în loc de partenerul meu pe care chiar îl la momentul ăla, mi-am dat seama că încep să am o problemă. Și nu... Bă, acum sincer, dacă visai persoanele din filmele alea, poate că da. Dar... Deci exact, atunci erau și mai puțină diversitate pe filme porno. Adică câte filme porno existau pe vremea Să bine, cel puțin pe vremea mea. Dar acum să așa multe că uiți la cine te <laughs> Nu doar legat de partenerul meu că nu se ridică la așteptările total nerealiste pe care livrează un film porno. Pentru că, într-adevăr, te spală pe creier, frate. Îți distorsionează realitatea. Asta este cea mai mare problemă a mea cu filmele astea. Aceste așteptări foarte toxice pe care le setează, pe care se de oameni din filme porno, de interacțiunea de acolo, de tot firul poveștii și așa, sunt exact ca standardele nerealiste livrate de societate, de social media, de tot bullshit-ul ăsta care ni se livrează, de cum trebuie să arătăm, cum trebuie să nu știu ce, niciodată nu e bine. Da, deci trăim într-o lume foarte industria modei da aici din nou are are dreptate bună seara Gabriel uh, nu chiar și eu am observat chestia asta numai că din nefericire uh, bluza ei este de fapt nu cred că ar putea fi așa o continuitate între mine și Marilu în sensul că pornim de la black trecem prin orange și apoi ajungem la white Această tranziție de la întuneric, la, de fapt de la lipsa luminii la prezența ei, cred că poate spune multe în gândurile oricărei persoane. Istinian, te pup! fucked up. Dar mișto este când ești conștient de ea și cumva ai acest filtru prin care, bă, știi că trăiești într-o într lume de căcat în principiu, dar ai armele astfel încât să vizualizezi chestia asta, conștient fiind de ce vrea să-ți facă, de ce poate să-ți facă, de ce ți-a făcut și de cum poți să te joci tu cu ea astfel încât să ieși tu pe plus. Nu știu despre cine vorbeam aici, despre lumea care este fucked up și, a, ah, ok, despre asta vorbea, nu? Că lumea e fact up, sunt niște standarde nerealiste și dacă realizezi astea, te lupți mai ușor cu lumea. Nu știu exact cum o faci, dar asta vreau să zic. Cred că am înțeles. Bine să fii copt în viață, în general, despre asta e vorba. Mi se părea la mm. un moment dat, mă uitam așa în oglindă și eram gen, bă, și cam plată rău de tot. Nu te ridici la nivelul acelor femei la care te uiți. Și am început să mă simt mai puțin atrăgătoare. Păi... Bă, acum îmi pare rău că s-a simțit așa. Chiar îmi pare rău și chiar, mă gândesc într-adevăr, într-o notă, din nou, serioasă, mă gândesc că astfel de filme pot seta astfel de așteptări chiar și asupra ta. Uh, which is sad. Which, is, which really is sad. Mi-ar plăcea să cred că oamenii pot realiza că așteptările astea sunt nerealiste și că nu ar trebui să ai pretenția de la tine să arăți neapărat așa cum arată persoanele din anumite filme. Dar mă gândesc, dar mă gândesc că doamna Marilu arăta în felul în care arăta, sau da, în felul în care s-a chinuit să arate, presupun că nu e chiar ușor să arăți cum trebuie să arăți pentru industria modei. Și atunci ea nu prea să pupă, că gen Mod ai modă, filmul porno ai filmul porno, n-ai cum să le bifezi pe amândouă. Mai e greu. Nu? No? E mai greu să fii și uh, model de catwalk și să fii și, nu știu, femeie cu sânii mari sau ce să mai poartă pe în filmele porno zilele astea. Eu v-am că nu mă mai uit. De mulți ani. Unde sunt bucilele a frate care le are? În momentul în care am văzut că viața mea sexuală începuse să decadă, să fie... <laughs> Așa, se ducă cam dracu pe apa sâmbetei și să nu mai pot eu să lucrez să am o viață sexuală sănătoasă. E un gest așa destul de maturitate să recunoști că este o problemă și să te concentrezi să faci aceste exerciții cu tine, astfel încât tu să fii nucleul sexualității tale. hai să vedem ce facem. Și am început să le răresc. Practic înțelegi problema, înțelegi care este problema, de unde vine problema și nu mi-a fost atât de greu să mă detașez de acea perioadă a mea când chiar consumam asta obsesiv. Interesant a fost că pe parcurs am întâlnit oameni. Ce înseamnă obsesiv? Că încă nu ne-a zis. Sunt curios la câte filme porno să uita doamna Marilu, ca să zică că se uitam obsesiv. Chiar sunt curios de treaba asta oameni care gândiți-vă că aveau dependențe de filme porno care m-au speriat în de tare. Știu în ziua de astăzi oameni în jurul meu care abia așteaptă ba să se culce soția și să meargă să... De unde știi că zice că nu vorbești cu prietenii tăi despre filme porno? N-a zis mă la începutul videoului că nu vorbește cu prietenii despre filme porno, acum îi știe că sunt dependenți de filme porno? O dată pe zi, cred că este deja obsesiv. Fuck. Masturbeze ori în șir la filme porno. Nu doar la un film porno sau ceva, nu la câteva filme. Să termine de mai multe ori. Că să aibă așa un fel de maraton, Că altfel nu mai pot nu mai pot trece peste nu, nu pot încheia ziua. Oamenii care nu mai pot avea, nu mai pot face sex cu femei, efectiv am un amic care nu poate să facă sex cu femei, tocmai prin prisma faptului că pentru el filmele porno sunt suficiente și el nu mai are nevoie de parteneră, simte. Bă, nu, dar sincer, chiar mi se pare că există foarte multe uh, discordanțe sau uh... A zis la început nu, au fost E vorbele ei, că genia nu vorbește cu prietenii despre filme porno. Acum știe care un prieten care nu face fi, sex cu femei din cauza filmelor porno. Păi, cum a aflat dacă nu vorbește cu ei despre asta? Cât timp ai să vezi mai multe. Da, corect. Că nu mai este atras de o parteneră în viața reală. El cumva asta înțelege că înseamnă o femeie în viața ta. Să se aducă. Ai un prieten care, fa care face de 10 ori pe zi? Dar ce ia, mă, mâncați -și. Ce ia, bă, tată, bă? Zece ori pe zi? That's a bit bad. A bit... Pretty bad, actually. Această satisfacție... Dar nu e așa mult! Sexual așa, da. De adică, deja, bine, la el deja este o exagerare mare, dar ca să mm. vedeți unde duce o simplă vizionare a filmelor porno, dacă chiar o nu mai e sub control. Se întâmplă, da. frate, se întâmplă mai mult decât am crede. Deci știți că e chestia aia cu verificații, vă prietenii, nu știu, mai puneți-le și voi întrebări, bă, pe bune, pentru că eu, nu, eu chiar asta am început să fac, adică, nu știu, întreb și eu, auzi tu, nu știu ce părere E nevoie uneori de... Mai mare nu, hotărăște că de 16 minute ai trecut de la eu nu vorbesc cu prietenii sau nu mi-e rușine să vorbesc cu prietenii pentru că simt că este bunica mea în cameră la eu am asta fac. Nu mai înțeleg nimica. Mă minți sau ce faci? Da, ajutor specializat. Sincer, n-am apucat să cunosc femei foarte multe care să fie dependente de filme porno. Nu știu. Nu știu, poate bărbații sunt mai predispuși, n-am ce -o idee. Una dintre cele mai grele întrebări de pus într-o relație este dacă partenerul sau partenera urmărește filme porno. Mă simt atât de ciudat Hai să deschid Vine subiectul ăsta, de exemplu cu Justin. Pentru că, în trecut, în fine, am, și foarte bine că am povestit despre toți oamenii de care vorbesc acum, am povestit de toată majoritatea oamenilor cu care am avut experiențe în viața asta, am, am povestit deja. Au fost relații în trecutul meu în care, bă, am prins parteneri că consumau filme porno. Îmi dădeam seama la un... La, la un... Ce fel sună asta? Consumau filme porno. <laughs> sună, sună atât de fani, nu știu de ce, îmi pare rău. Consumau filme poro, Zici că trăgeau cocaină, da? Băgau ceva pe venă. Ok, hai, ok, și ce s-a întâmplat? M Am dat la cineva că Aha. mereu voia să încercăm altceva Îi mai venea lui câte o idee Schimba foarte multe stiluri Ne băgam așa într-un film care nu mai era atât de personal al nostru Cu sexualitatea noastră pe care o construiam Dintr-o dată erau așa chestii foarte extra aduse Cumva se simțea așa ca un, ca o necunoscută în viața noastră sexuală, care, bă, dar de unde să vină? Am fost un partener pe care l-am avut, care chiar, căruia îi plăcea foarte mult să se uite la filme porno. N nu ajunge să neapărat într-o dependență de aia de, oh, nu mai poate, este, nu are cum să treacă o zi. I se, 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 se lui că este foarte îndreptățit să se uite, că el ca bărbat are nevoie. evoluția lui ca bărbat, că el nu știu ce, mă rog, spălător de la pe nu are ar să știți nebun. O dădea și pe o claurică. Domnule, el are nevoie să fie stimulat de imagini de femei. Mintea lui masculină are nevoie să proceseze mai mult. Stați puțin, stați puțin. Îmi place trez de mor deja. Vine unul, stați așa. Vine unul și îmi zice: "Ai și tu păreri strâmbule?" Și el are o poză cu Mike Tyson. Și eu am să-i spun: "Vorbim când nu liniuțeți mai e rușine cu stai așa, nu cu rând mare, rușine cu rând mic, rușine cu felul Ei, ei cred că mă fac pe mine la astea băi felul ge, gelul băi da vă spun eu felul gelul îmi pune gelul cu felul în care arăți și ți-arăți față așa și te hotărăști să-ți arăți față. E simplu. E simplu. Acum mai dau și pupici. p p p p i c s i Să nu-i Am rezolvat. Paraschiv nu știe să scrie. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic tipi de tine că natura a fost deja foarte răutăcioasă. Nu mai e nevoie să-ți mai zic eu ceva. Hai înapoi la doamna Marilu. Multe corpuri de femei, astfel încât să se simtă împlinit. Mă simțeam, bă, mă simțeam ciudat, nu-mi convenea. Nu vedeau neapărat, li se părea ceva normal, gen, o dădeau într-o normalitate. Este ceva ok ce se întâmplă, iubi. Stai, dar nu e, stai că nu mai înțeleg, nu e ok să la filme porno acum? Bă, stai mă puțin, că nu mai, băi, la... ia stai, 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 stai solo așa, băi, Marilu. Ok, sunt total de acord cu dumneavoastră că nu, ai, nu e ok să ajungi într-o situație în care nu te mai poți opri din asta, pentru că, așa cum am spus-o și da, niciun soi de dependență nu este sănătoasă. Mă da de la a să uita la un film porno și ai veni idei să încerce lucruri cu dumneata, doar cu dumneata, sper, habaram, dar acum depinde și cum era relația dumneavoastră. La a zice că era dependent de asta, it's a bit too much, nu? Nu e too much? Poate că voia și el să mai inspire de undeva, acum dumneavoastră când vă pune să faceți, spre exemplu, videourile astea și să editați într-un anumit fel, să faceți artă cum ar veni, nu vă inspirați de multe ori din alte surse? Așa și dânsul, voia să facă artă cu dumneavoastră în pat și avea nevoie de inspirație. Dacă de la dumneavoastră nu venea, de la el nu venea, trebuie o sursă externă, nu? Hai că suntem prea și acum. Intru și eu acum și zici să nu mă mai la porn. Păi nu... Păi nu mai stau. Păi eu n-am zis. Eu, ea zice, nu înțeleg. Eu, eu nu sunt de acord cu asta. Hai, mai departe. Pita, gen, stai niștită, e ok. Cu ce contează că fac chestia asta și... Sunt concentrat în acest univers Bărbatul are nevoie de stimulant Când nu e stimulat Orice persoană are nevoie De stimulant Dacă nu e stimulată Nu cred că e doar bărbatul sau femeia Cred că ar trebui să renunță La prejudecățile astea Că doar bărbatul Trebuie să fie satisfăcut Stimulat și Împlinit Cred că de ambele părți sexual cu filme porno mai mult decât să creștem noi sexualitatea noastră între noi. Nu era vorba de vreo gelozie că, doamne, ia uite cum se uită la alte femei, <hî> dar nu mă simțeam neapărat confortabil. Nu-mi place sentimentul ca partenerul meu să fie satisfăcut sexual până la urmă, chiar și prin masturbare, prin imagini cu alte femei, prin interacțiuni care includ alte persoane. Mi se pare foarte important ca Centrul universului sexual al bărbatului de lângă mine să mai aibă pe mine în prim plan. Acum, da, fiecare femeie are niște așteptări de la bărbatul de lângă ea. Dacă astea sunt așteptările doamnei Marilu, astea sunt așteptările ei. Ce să zic? Dacă asta o deranjează pădânsa într-o relație? Ai, știți cum e nu filme cu alte femei, nu tot felul de, de, distrageri. Cred că acolo se rupe ceva în relație, nu mai poate să meargă la fel. Un gest așa destul de egocentrist și matur, ca omul de lângă tine, partenerul tău, să aibă sexualitatea asta, să-și o construiască în principiu, prin ceea ce consumă cu alți oameni. Când mă gândesc la o relație, mă gândesc la echipă. Cum adică cu alți oameni? Stai, să uita la filme porno cu alți oameni? Consumă filme porno cu alți oameni? A, gen... Ea nu consumă cu el, că ea nici nu știu că el să uite la așa ceva. Doar ce știe actorul din filmul porno că să uită iubitul tău la el? Dar nu consumă împreună. Ce treabă au alți oameni cu el? Filmele sunt cu oameni. A, ok. Dar, dar chiar dar la animeuri poți să te uiți? Dacă sunt animeuri porno? Asta e o întrebare. De asta da, 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 cu ei ai. Ce facem acum cu ei ai? -ul? Hai că sunt și eu rău, tăci, o să și rău, ce Păi echipă, facem pe toate planurile, inclusiv sexuali, inclusiv din viața de zi cu zi. Bă, echipă pe plan sexual și să mă uit la filme porno cu partenera nu merge. Nu merge, bă, tată, Nu merge. Hai să nu ne căcăm pe noi. Nu știu, dar poate la voi merge. Acum eu nu zic de Relația mea de astăzi, că nu dau acum detalii din relația mea în care sunt de 12 ani, dar zic așa, în trecut Mulți ani, n-a mers mai niciodată o merge Ori te uiți la aia, ori, la aia, ori te uiți cu, la, cu a ta, la a ta, știți cum e, nu merge, nu, nu, nu Plus că În 5 secunde cât să vezi Știi? că it's double exciting cum ar veni. Din ce mi-am și eu, din ce mi-am nu că gen, asta zic așa, o prea merge. Nu știu cum e la alții, dar la mine n-a mers niciodată așa. Echipă pe plan sexual. Păi n-a la asta să a referi, că să fie o echipă, nu? Să muncească împreună. <laughs> să muncească împreună pentru uh, plăcerea comună. Hai! inclusiv la facturi, inclusiv ah. la mai știu eu ce, la muncă sau așa. Mi se pare normal și echitabil să da. fiți amândoi la fel, în așa fel de maturi și să ajungeți să aveți o comunicare de bună și așa, încât cam asta să fie concluzia, să fiți echipă, inclusiv când vine vorba sexual. Ok, vrei să ne uităm la filme porno, ai, nu știu, ai plăcerea asta. Ok, hai să ne mai uităm uneori la un film porno așa de fan. care garantez că majoritatea bărbaților care sunt disperați după filmele porno și li se pare cum, adică lasă-mă să mă uit care e problema ta, femeie, Pf. Vă garantez că dacă voi, doamnelor și domnișoare, ați avea aceste plăceri și ați vrea voi să vă uitați la alți bărbați și așa, doamne, eu cred că majoritatea dintre ei ar face spume. Stai așa că nu e echitabil. Tu ești femeie. Cum adică să tu la alte penițe? Să fac spume? De ce să fac spume? Nu cred că fac. Las că Bo, să că aude. Poți și să fac să uit? A zis Marilu asta. A zis Marilu căci că majoritatea bărbaților care se uită la filme porno, dacă v-ar vedea pe voi femeile sau ar afla despre voi femeile că vă uitați la filme porno, ar face spume. Iar eu am zis că nu aș face spume, mie mi-ar plăcea să vă și eu când te uiți. Scuze. A trebuit să o zic, era amuzant. Păi, la mine e altceva, eu pot, eu sunt bărbat, eu, ah. eu Și dacă tu vrei să aduci în relație subiectul ăsta de bă, Hai să vorbim despre subiectul filme pentru adulți, având în vedere că unul dintre noi consumă genul ăsta de conținut. Hai să vedem de ce. Poate ne lipsește ceva, poate e, e ceva acolo care ne îndeamnă și ne face să vrem să consumăm genul ăsta de, de materiale. Am o mare problemă cu bărbații care blamează femeile lor pentru că vor, vezi, Doamne, explicații, că sunt disperate. Doamne, ce disperate sunteți, ce hormonate sunteți, mamă, n-aveți încredere în voi. Nu vă mai proiectați pe noi, nu știu ce frustrări sau așa mai departe. Mai degrabă te frustrează un bărbat că... Explicații în legătură cu ce stai, că n-am înțeles. Deci, îi displac bărbații care au impresia... Uh, asta despre femeile care le cer explicații. Explicații în legătură cu ce? Nu știu că n-a zis că nu te lasă să îți exprimi emoțiile, trăirile în fața lui autentic 100%. E așa... Da, e da, emoții, trăiri, în legătură cu ce că nu înțeleg. Mă scuzi. Așa știut în momentul în care știi că uh, bărbatul de lângă tine îți oferă acest spațiu foarte sigur și foarte, okay. îți oferă siguranță astfel încât să poți să exprimi ceea ce vrei tu. Poate îl deranjează. Frate, fii bărbat și hai să purtăm discuția asta. Vreau să discutăm. Dar cu cheia este comunicarea în orice relație. Și dacă femeia ah, respectivă general. ar fi niposta asta în care să n-aibă încredere în ea, hai să discutăm. Hai să auzi ce nu, de ce nu mă simt ok. Poate poți să mă ajuți în această rezolvare, în acest proces al meu dar dacă tu nu te simți ok cu faptul că eu nu spăl vasele și asta ar însemna că tu te vei simți ok cu faptul că eu spăl vasele, cum mă ajută pe mine asta? <laughs> Bă, glumesc, nu faci, glumesc, băi, glumesc, 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 <laughs> băi, nu, 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 nu mă carcelați. Oh, da mă, da, nu, sunt de acord cu ce zici. <laughs> No, mă, nu. Înțeleg, sunt total de acord cu asta, sunt total de acord să comunicăm și așa mai departe și să picăm să de acord cu anumite lucruri. Uh, și da, mie personal, mie nu-mi place să folosesc uh, astăzi, spre exemplu, le-am spălat. Uh, am spălat atât farfuria în care am mâncat eu, cât și o, o farfurie în care sau un castron ceva în care s-a gătit. Deci am făcut acest pas, dar de obicei gătesc. Așa că, Într-o într relație trebuie să existe uh, consens asupra sarcinilor, uh, astfel încât ambii parteneri, la sfârșitul zilei, să fie totuși uh, mulțumiți că lucrurile se întâmplă în jurul lor. Da? Hai! Mașină de spălat vase, mi-ar plăcea să am, uh, cred că mai mult i-ar plăcea nevestemii să aibă sau să avem mașină de spălat uh, vase dar nu avem unde să o punem în momentul mașina în momentul de față. Nici mie nu place să uh, spăl, tocmai de aia eu gătesc și soția spală vase. Apropo de găteal, în seara asta fac niște scoici și mai fac și niște creveți cu usturoi și pătrunjel și unt. Pătrunjelul se pune așa la sfârșit, în scârbă de refacere psihică pe care poate vreau să o încep. Poate chiar am o problemă sau poate tu pui problema foarte greșit. Și de mm -hmm. fapt e vorba de o ferigă a comunicării pe care vreau să o dezvolt cu tine. Chiar astăzi da. vorbeam cu cineva care a spus că bă, m mai simți înșelată ca bărbatul de lângă mine se uite la filme porno. Sunt păreri și bă, Nu vreau să par insensibil, dar gen, de ce te-ai simți înșelată? Că nu, nu înțeleg, sau înșelat. pare, cu păreri. Voi știți ce e la voi în bucătărie. Comunicați, pentru că altfel, exact cum mi-a zis... O masă, niște scaune, un uh, aragaz, chiuveta, sau oh, chiuveta, chiuveta, nu chiuveta, chiuveta, vasele astea a spălat și... Ah, ce să mai fie în bucătărie? Ce dracu să mai fie? Spălate vasele, să l uscat, mă scuzați. Mama de fiecare dată, da? Dacă te adâncești în mucire, M-a prostit pescobar. Cum adică m-a prostit pescobar? Am m-a prostit pescobar să cumpăr uh, fructe de mare. Nu, că eu cumpăram fructe de mare și găteam fructe de mare înainte de a găti pescobar fructe de mare în restaurantele lui. Uh, sincer, prima oară când am mâncat fructe de mare a fost uh, acum uh, aproape 12 ani. Uh, am mâncat niște scoici pe care mi le-a gătit soacră mea. mi a plăcut foarte mult. mult. Atunci a fost prima, prima oră când am mâncat uh, fructe de mare. Și a fost fanic le-a gătit la, la ea acasă, la ea la Smârdan. Și a venit asumare lui Lori. Da -și, pare totuși. A venit asumare lui Lori, a venit Neagogu și a zis nu o să lui niciodată pe S-a uitat așa la noi, s-a uitat la scoicile alea desfăcute așa portocalii la noi în farfurie zice negu Ce treacă cu scârboșenile astea, mă? Ce, mă? Ana a zis dracu? A zis doar ce, ce scârboșenii. Ce <laughs> el nu jura, el nu zicea de dracu, el zicea de Hristos. <laughs> ce Hristos, mă, zice si scârboșenile astea, mă? eu nu-mi permiteam la vremea respectivă, dar astăzi dacă era și zis, e, și de la despre ce ma tale în tinereți. Și începe să fie nisip de la mișcător. Da. Deci dacă nu sunteți în relații cu oamenii care puteți să vă deschideți legate de orice subiect pe planeta asta, da. înseamnă că poate nu este cine trebuie. Și nu, nu există scuze. Nu mai suport sau aud oameni care găsesc scuze pentru partenerii lor. Faptul el are o problemă, are o traumă internalizată și eu îl înțeleg. eu o lui. Nu este... I mean, există oameni care chiar au anumite lucruri peste care chiar și într-o relație nu prea merge să treci, nu? Sunt oameni cu anumite boundaries, nu? Chiar și într-o relație, partenerii cred că au nevoie de o intimitate a lor despre de niște lucruri peste care ar trebui să treci sau să le impui păi eu sunt partenerul, partenera ta trebuie să-mi zici tot, mie trebuie să-mi dai raportul, eu trebuie să înțeleg tot ce se întâmplă cu tine, eu asta, asta este datoria mea de partener, parteneră a ta, hai, zimi. Uh, nu? <laughs> Anyway, da. Te fi tu, nu este fita, nu, nu, nu există așa ceva. Nu poți fi salvator, nu poți fi nimic. Vă zic de fiecare dată. Oamenii, dacă nu vor să schimbe, așa o să vă rămână. Păi bune, aveți o singură viață. Mereu vă spun asta. Nu. Asta zic, dacă. De ce să vrei să schimbi un om sau de ce vrei tu să înțelegi tu ce se întâmplă cu un om? Ei, hey, anyway. Mă depășește, mă depășește această atitudine. Nu sunt de acord cu această atitudine într-o relație nu vreți să ajungeți în punctul în care să regretați că n-ați făcut anumite mișcări mai repede. Unii oameni chiar nu poți și nu, po nu, 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 suport să știu că sunt oameni care efectiv își pierd tinerețea și anii ăștia atât de superbi în care ar putea să trăiască niște experiențe, experiențele vieții lor până la urmă, alături de alți oameni care să fie vindecați, să fie ceva mișto. Uite, inclusiv chestia asta cu atenția pentru alte fete. N-aș băga în aceeași categorie bărbații care... Se uită la filme pentru adulți și se uită la gagicile alea, ce fac cu alți tipi. Și bărbații care dau like-uri gagicilor pe Instagram și la... Bă, mie sincer acum, hai să vezi... Bă, eu sunt, mie mi se pare mai scary să faci asta. Mie mi se pare mai scary să mă duc eu acum să dau like-uri la femei pe Instagram. Decât să te uiți la filme porno. Normal! Păi Instagram nu poți să ștergi istoricul, vede și nevasta cu ei da like. Nu, dar serios acum, mi se pare că actul ăsta de a da like cuiva care se pozează într-un anumit fel, e mai mult, e mult mai intim. De, vorbim aici de o persoană, vorbim aici de niște chestii pe care poate uh, le scoate în evidență în poza respectivă pentru că i-au plăcut ei sau mai știu, anyway, a, anyway. Da, mi se pare, uite, hai să o luăm așa, își face o fată, să simte o fată într-o zi, uh, bine cu, sau, na, anyway, zice, bă ce poză mișto aș vrea să-mi fac eu la fundul meu azi. Zic așa, și-și face, și-și postează pe Instagram. Și eu văd treaba asta, eu dacă îi dau like nu zic, mamă ce îmi place fundul tău. Dar, știu. Doar așa la, la, un film porno, după ce l-ai închis, nu mai știi cine e persoana respectivă, nu? Sau greșesc eu? Problemele acestea mai degrabă vin de la incompatibilități sexuale. Nu orice om poate fi compatibil sexual cu oricine altcineva. Deci, acea lipsă, de, acea lipsă se transformă în obsesia numai cu mine să se excite. Da, înțeleg. Da. Nu știu, mie sincer, mie mi se pare că treaba asta cu a da like-uri și a aprecia uh, corpurile persoanelor de pe Instagram uh, mi se pare mult mai intim. Tu dai like-uri, cui dai tu? <laughs> dai like-uri și la femei și la bărbați? La ce femei dai like-uri? La bărbați nu mă interesează. La cine? Hai, dai-lui, Marilu. Uh, nu mă interesează. <grijința> uh, sunt două acti acțiuni care au motivații diferite, zic. Păi, nu știu ce să Bine, na, o fi, habar Depinde și la ce dai like pe Instagram, mă gândesc, nu? Că dacă dai like unei fete sau unei, unui bărbat care își expune o zonă a corpului în mod um, vizibil și dorit, că s-a simțit în ziua aia bine cu felul în care arăta, na. ce uite băi, ce uh, habar n-am, ce abdomen plat sau ce abdomen tonifiat sau uite ce fese tonifiate am sau uite ce biceps, triceps, cariceps și habar n am. am. Și tu dai like la chestia aia, mi se pare că eu o chestie așa de, bă, îmi place ce văd la tine, nu? Chestia asta e mult mai personală decât atunci când te uiți la un film porno, cred eu. Asta nu înseamnă că nu poți să o faci. Fă ce vrei, da? Zic așa, nu știu. Eu nu dau. Eu personal nu dau, că eu nu mă uit. Dar nu mă uit, nu ce vrei, nu mă interesează. A? La ce? Eu nu dau like-uri la femei. Păi da, bă, da, acum mulți ani. Când am dat La ce am dat că lu' Adriana Lima. Păi da, mă, da, Adriana Lima. Acolo vorbim de altceva. Adriana Lima e cum ar veni dacă... Na, vine astăzi, dar cred că și tu ai fi de acord, nu? Nu, n-ar fi de acord. s a uitat urât, n-ar fi de acord. Depinde, dacă e vreun model străin cu care nu ai niciodată tangență, de ce să nu dai like? E, eh, aici ai dreptate, m-ai salvat, salvat mersi frumos Justinian. Păi Loredana, eu îi deam uh, share lui Adriana Lima pentru că era un model străin cu care oricum nu aș avea niciodată tangențe și nu exista niciun motiv să nu dau share sau like. Mersi omule. Am scăpat. Ceartă incoming. Nu, no, mă, nu, n Te-au la follow. Mi-a zis la am dat cineva genul asta de chestie că mi se pare exact la fel. Nu neapărat, nu, nu de acord, pentru că să zicem că tu intri să te uiți la, un, la un, film de ochiat pentru că vrei o reacție, vrei să străzești niște sentimente, vrei să-ți oferi ție plăcere, dar ne întoarcem la partea asta de masturbare. Dar în schimb, când vine vorba de... adică tu mergi acolo pentru acest stimul, te duci sigur, nu e ca și cum te întrebi, mă, ce face gagica asta, oare pe unde și oare de sau mai știu eu ce. Nu, tu te, tu te, duci acolo pentru un stimul sigur. Deci e punct ok, punct lovit. În schimb, pe Instagram, unde te duci să vezi, nu știu, ce-a mai făcut sulica, cum și-a mai postat fundulețul pe zăpadă sau mai știu eu ce, acolo e altceva și... Chiar o să poate dezvolt subiectul ăsta cândva. Am și o post-traumă din trecut, pentru că unul dintre foștii mei... De obicei nu stăteam să urmăresc chestiile astea. Dar n-a zis, deci, stai, eu n-am înțeles, ne-a zis că într-un într loc e ceva și într-un loc e altceva, adică nu cred că să îndoia nimeni că în ambele locuri e același lucru, dar nu ne-a zis care ce e sau care e mai uh, grav din punctul ei de vedere sau care e mai ok, care e light, care nu e light, habar n-am, n-am înțeles nimic. Dacă mă întreabă careva, eu personal consider că una e să te uiți și să-ți placă fizicul și alta e să vrei să ai tangenții gen atracție fizică și alta, stai, și alta e să vrei să ai tangenție gen atracție fizică, nu dispare dacă ești într-o relație. Atracție fizică nu dispare dacă ești într-o relație? Nu știu zic, nu știu, na, mă gândesc că, nu. bă nu știu, eu de obicei, eu nu prea, adică nu sunt să văd femei pe stradă, nu prea, nu prea mă asta. A zis, a zis că sunt două chestii diferite, toată lumea știa că sunt două chestii diferite, dar nu ne-a zis care e rea și care nu în opinia ei, sau care e mai rea și care e mai ok. A excitat. Eu nu excitat în ce? Mă uit la o femeie pe stradă și nu știu, nu, nu, am scăpat, am scăpat de asta. A zis că e mai rău să dai like pe Insta? Deci a zis și ea, nu? Băi, așa am pierdut eu? Stimul, te duci sigur. Nu ești adult adulți și se uită la gagicile alea, ce fac cu alți tipi. Așa. Și bărbații care dau like-uri gagicilor pe Instagram, și le-au la follow. Okay. Mi-a zis un moment dat cineva genul ăsta de chestie că mi se pare exact la fel. Nu neapărat, nu, nu de acord, pentru că să zicem că tu intri să te uiți la un, la un film de ochiat pentru că vrei o reacție, vrei să străzești niște sentimente, vrei să-ți oferi ție plăcere, dar ne întoarcem la partea asta de masturbare. Dar în schimb, când vine vorba de... adică tu mergi acolo pentru acest stimul, te duci sigur. Nu e ca și cum te întrebi, mă, ce face gagica asta, oare pe unde și are de sau nu mai știu eu ce. Nu, tu te, tu te, duci acolo pentru un stimul sigur. Deci e punct În schimb, pe Instagram, unde te duci să vezi, nu știu, ce-a mai făcut sulica, cum și-a mai postat fundulețul pe zăpadă sau mai știu eu ce, acolo e altceva. Și chiar o să poate dezvolt subiectul ăsta cândva. Am și o post-traumă din trecut. Măi, n-a spus, a zis că te duci acolo, e punct și te duci pe Instagram acolo e altceva. Măi, n-a spus care e mai rea, care acțiune e mai rea în opinie ei. Hai că mai ascultat o dată, n-a zis Anca. Am, a, am ascultat încă o dată. Nu, n-a spus. Azi doar că într-un loc e ceva și în locul celălalt e altceva. Ok, mulțumim frumos. Chiar asta știam pentru că unul dintre foștii mei, de obicei nu stăteam să urmăresc chestiile astea, adică nu dădeam 2 lei pe așa ceva și mi se părea că, stai frate, se doar niște tipe de pe Instagram, pui pasă dacă mai dă un like sau două, adică cu mine trăiește în casă, nu mă interesează, este așa. bărbat, este evident că o să admire cei frumos în jur, că vorba aia și eu admir bărbații în jur pe stradă de mână cu Iustin și ne uităm la lume și suntem, bă, ce frumoși sunt oamenii ăștia, adică nu suntem sălbatici, bine, fac asta că Iustin, pentru că Iustin este matur și... Nu e un nenorocit cum am avut în trecut. Nu Când am fost în, uh, într-o altă relație uh, și eram împreună cu, cu tipul ăsta, avea tot felul de tipe la follow, le dădea, dădea like-uri, adică era activ când venea vorba de anumite tipe. Și mereu mă calma și îmi spunea că este exagerată, că pur și simplu îți persoane pe care le știe de mult timp. Ar fi, ar fi și ea avut o problemă dacă... Ok, deci pare că este și ea, de acord cu ceea ce am spus și eu, că pe Instagram, dacă te duci și dai like-uri și asta. Mă, e altceva, nu e ca, adică e mult mai personal. Mie mi se pare că e mult mai personal să faci chestia asta, nu? Decât să te uiți la niște filme porno. Adică pe o, pe un, pe o scală a personalizării lucrurilor, una e să te uiți la Habarnam, nu mă știu, mai zice și voi actrițe de filme porno. Habarnam, nu știu, anyway. Așa, și alta e să te uiți la gingirica pe care o știi, o cunoște, poate că ai și interacționat vreodată cu ea și dai like-uri, știi? Da, ce e personal la porno, asta zic. Adică nu e. Sunt de acord cu Marinu, dacă asta spune. Uh, cine Texas? O să caut mai târziu. Dacă i-aș fi spus, Bă, mă deranjează. Nu vreau să dai, că nu vreau eu, n-am eu încredere în mine și nu vreau să te văd pe tine, că îi apreciez poza unei. Dar de ce? A, zis-o ca și cum pe Insta e mai grav, a, ok, bine, nu înțeleg eu uh, inflexiunile din voce și uh, tonul, îmi pare rău, greșeala mea, îmi cer, cer la doamna Marilu. Nu, chiar e subiect de ceartă, are atâta greutate uh, această acțiune de a-i da tu like fetii respective și chiar așa nu putem să eliminăm asta ca eu să mă simt bine, adică cineva contează mai mult să primească aia un like decât iubita ta să se simtă bine și țin minte că după când am avut. Uh, o perioadă când am fost despărățit și așa, doamne, ce deci efectiv. Nici nu știu, nu știu. Bă, cred că depinde mult și la ce dai like, nu? Că dacă... Hai, hai să o luăm așa. Eu am la follow pe Maria Georgiana. Și când postează Maria Georgiana chestii care sunt într-o anumită notă, îi dau like. Dacă postează Maria Georgiana o poză cu fundul sau mai știu eu ce, bă, nu mă pot să-i dau like. Că gen, este n mai cum ar veni, știi? Adică, mi se pare... Îi dă Loredana! ok, gata. Ok, ok Dacă e de Loredana e ok Nu, da, înțelegeți, nu știu, mi se pare Poate că, adică nu zic că ceea ce fac eu e ok Sau că așa ar trebui să facem Sau că, habar n-am Dar cred că depinde mult și de Nuanța situației Că nu știu, dacă îi dai like Unei persoane de sex opus Sau de acela sex anyway, habar Nu mă interesează, dar gen dai like Că, nu știu, s-a dus Cu familia la Un picnic sau, nu știu, chestii de genul ăsta a ieșit cu maica sa la o terasă și au băut o bere. Bă, nu e chiar așa de... Da, gen, dacă o persoană simte nevoia să-și pună o poză mai despuiată, mai habarnam, care... Incită sau instigă... sau Nu, nu instigă, ci... Sugerează, hai să zicem așa, sugerează poate sexualitate și... Poate că își dorește să facă asta prin fotografiile dânsei sau dânsului. Bă, dacă îi dai like la chestia aia, e ca și cum, la sfârșitul zilei, ca și cum să zici, bă, îmi place ce văd, știi? Și dacă îi dai cuiva like-uri cu îmi place ce văd și îmi place ce văd și îmi place ce văd, la un anumit moment dat, e imposibil să nu te întrebă, dar dacă ție îți place ce vezi atât de mult la persoana asta sau la persoanele astea, îți mai place ce vezi la mine, știi? Adică nu cred că... Nu cred că e aiurea să simți asta, știi? Nu cred. Aveam un caz, posta mea mi-a făcut circ că am dat like unei tipe gay și îi dedusem like că poza în sine era mișto făcută în București înșit. Da, bă, cred că înțelegeți la ce mă refer, că una e să dai like la niște poze unde, nu știu, a ieșit cineva și a mâncat la un restaurant și a făcut poză, habar n-am că mânca nu știu ce, una aia e, da, gen dacă Aceeași persoană vine și, -și uh, arată zone ale corpului care sunt uh, poate sexy și așa mai departe, și tu dai like în fiecare zi, să zicem, la lucrurile alea, bă, deja îmi pare rău, dar e normal să te întrebi, nu? Ca parteneri sau partener zici, bă, da, stai puțin, dar <gânt> Da, eu, adică. <gânt> nu? Mă întreb, ha, am Eu cred că se referă la pozele la scivie sau poze care scot în evidența anumite chestii. La, da, la aia mă refer. În momentul în care dai like-uri la alea, da, it's problematic. Mai, ai unul, două, nu știu, habar am, dar gen dacă e un trend, e imposibil să nu te întrebi ca partener sau parteneră. Bă, stai puțin, dar gen eu. Hai să revenim. Ev 80% din toate tipele alea pe care, la care dăduse like și tot, 80% ajunseseră în patul lui, vorbea deja cu el în secret și așa mai departe. Da, chiar am trăit experiența, deci dacă mă întrebați dacă aș fi ok <laughs> cu bărbați care apreciază pozele altora sau mai știu eu ce, bă, trăind aceste experiențe și nu, nu doar cu el mi s ah, mi se pare un zină... ok. Mie nu vine să fac așa ceva, gen, mie nu vine să stau pe Instagram și să mă... Bă, sunt de acord cu Marilu. Mă, mă, sperie. Deci, băi, ce fac? Eu sunt marilu, masculin? Da, nu, sunt de acord cu chestia asta. Nici mie nu -mi vine. Să dau like-uri. Nu, nu vine să dau like-uri la chestiile astea. Dar, repet, dacă e o poză în care, așa cum ziceți voi, nu știu, s-au pozat la, sub uh, turnul EFL. Nu știu. Normal că dau like, de ce să nu dau la aia? mă uit la tip care arată bine sau mai știu eu ce, adică nu persoana respectivă, depinde dacă e un creator de conținut care, nu știu, călătorește sau are un cont mișto sau, nu știu, îl cunosc sau ceva, ok, dar dacă e așa cineva foarte la întâmplare, parcă mi-aș păstra așa plasă de siguranță. Bazați-vă pe instinctul vostru. Deci dacă instinctul vostru vă duce într-o zonă în care, bă, mirosiți voi că ceva nu e ok, chiar cred că nu e ok. Adică, ca purtătoare de vagin de atâția ani, am cea mai mare încredere în lumea asta în instinctul feminin. Pentru mine nu egalează nimic instinctul femeilor. Și făcând o paralelă la filmele de ochiate, să mă dacă am auzit vreodată pe cineva, un bărbat care să fie interesat să vadă un film porno cu o gagică, ca după să o caute, să ajungă la ea, să vorbească, să fie el cu ea, sau nu știu eu ce bine ori fi cazul. Zic că totul Corect, 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 corect. Bine, acum depinde pe ce te uiți, că dacă te uiți pe OnlyFans, probabil că ești într-o căutare de genul ăsta mai, mai des, că acolo e mult mai aproape interacțiunea, nu? Uh, dar da, nu cred că mulți oameni au scris uh, care care zis mă, -a, nu, Texas, nu știu cine e Texas. Zic că, bă, am văzut filmul ăla aseară cu tine pe Pornhub, mamă ce bine făceai. Mamă ce, vreau să ne întâlnim să ieșim la o cafea, adică uh, și cine face asta e scary, n-am să vă mint. E măcar că e de la noi? Da, nu știu. Mie nu-mi plac, nu -mi plac, filmele porno cu actori profesioniști, Cred că nu le știu pe niciuna. O perspectivă foarte subiectivă. Așa pensionat, fac. N-am nimerit-o. Poate chiar există bărbați pe planeta asta care dau activ like dar nu frate, nu, deci nu, nu știu, mă încep să mă cer cu mine aici și nu, nu vreau. De același timp, da, este o repercursiune a vremurilor pe care le trăim, pentru că na, suntem în 2023, în care totul este digital, tu practic, dacă astăzi se desparze cineva, poți să intri, ai 15 swipe-uri și gata, deja îți găsești. Sunt absolut convins și... Cine dă 15 swipe-uri și deja își găsești. Așa ușor îți face acum, gagici? Și gagii? Băi, ești nebun? 15 swipe-uri? Păi, pe vremea mea! Și chiar cred că este asta, că sufletul pereche, în ziua de astăzi, e atât de digitalizat în care suntem mai deconectați prin tot ce înseamnă toate aceste social media. Avem cel puțin 15 suflete pereche cu care ne-am potrivit perfect. Am ajunge să murim împreună, să construim imperii și așa mai departe. Mm. Și părți bune și părți la chestia asta. Bun. Foarte, foarte mișto pe care am mai și discutat-o. Cu primii îmi trebuie 150 minim. <laughs> voi, mai ales că am făcut și videoclipurile în care v-am povestit de viața sexuală, de viața noastră sexuală și așa mai departe. Eu și Justin v-am spus, am lucrat cu o echipă, în sfârșit, Doamne, am primit și eu un bărbat cu scaun la cap, un bărbat pur, cu intenții pure, nu un mitocan, nu un narcisist, nu un om... Cap, scaun, cap, scaun, scaun la cap. Toxic pentru cineva care are și Daddy issues, o groază de traume de la tata, dar chiar poate vorbi și despre asta. Pot uh, groază de traume din trecut, de la nu știu de deci ce eu cu bărbați în general în viața mea, cu băieți, bărbați uh, și bullying-ul pe care l-am. Pasta n-am mai auzit-o să mor. Pasta n-am mai auzit asta cu bărbați cu. Uh, bărbați cu Daddy issues, n-am mai auzit-o. mami issues, am mai auzit, dar cu bărbați, nu. Eu, uh, gen, Daddy issues, n-am auzit am luat din școală de la băieți, am, deci sunt o tipă destul de terorizată de partea asta masculină. Știți ce nu de bărbați pe care îi mirosiți că sunt atât de buni și implicați și suflet și trup acolo încât nu s-ar pune problema vreodată să îi mirosiți că ar putea să vă, se ducă pe la altele, dacă cine știe ce ar putea să facă, adică să vă îndoiți de ei. A fost primul om la care nu, nu, simțeam că nu pot să mă îndoiesc. Nimic nu pot. Și ea e criș, dar și eu sunt. Păi și eu ce vrei să-ți fac? te obligă cineva să stai pe aici, băi, 144 de herți, tu te liniștit. Te rețin? Ia, nimic nu mi se părea ne la locul lui. Nu mi amintea comportamentul lui, nu mi amintea de niciun comportament toxic pe care l-am mai avut în alte relații din trecut. Așa aveam întrebarea asta, bă, dar... Oare el se uită la filme porno? Gen... Eu, mai ales că, intrând în această relație... Plâng puțin? Pe de ce se plâng? Dar nu mai bine îți dau la revedere, să te trimit de unde ai venit, cum ar veni? La revedere. Mă pare atât de amuzant că unii oameni sunt atât de uh, sigur că părerea lor contează că lucrurile pe care le simt ei în legătură cu cei din jurul lor trebuie să fie proiectate asupra majorității. Ceea ce reprezintă interes pentru dânsi trebuie să fie interesul tuturor oamenilor. Pare foarte interesant. Foarte interesant. Bine, partea fanii la ăștia e că pe ei nu-i întreabă nimeni nimic. Adică pe Denis Denis 144 de herți dacă probabil ia putem să intrăm, chiar e să stați că vreau să intru. Dar nu știu, pot să intru să-i văd canalul? Ce nu pot să-i canalul. Nu știu să intru să-i văd canalul. Anyway. Uh, probabil lui Denis 144 de Hz nu i-a cerut părerea nici mai sa în ultima lună. Am pus eu o un, un react la ce am zis eu cu Fire, ce a zis Fire cu mine, uh, despre Dorian Popa. Și avea gen, și zicea de ăla de Dentristy, știți că ne-am uitat la ăla, la Dentistry Hub, cât de pe lângă era și la cu subiectul. Și ăsta a făcut reacție la ce a zis Dentistry Hub și zicea, bă, ce dreptate are ăsta că uite, paraschiv și uh, fire. E hater, nu știu. Și chiar și după ce a făcut video ăla și a avut video la vreo câteva vizualizări gen 100, habar n-am. El avea 0 subscriberi. 0 subscriberi? Mă, dar, gen, eu când mi-am făcut YouTube-ul, mă, de milă și mi-a dat nevastă-mea. Mă, dar chiar așa să n-ai prieteni? Mie, de milă mi-a dat nevastă-mea. Cred că mi a fost primul meu subscriber. De milă mi-a dat, stați liniștit. Dar, gen... Dar, gen, cu să... Na, no. anyway, așa și cu, mi se pare oamenii ăștia atât de interesanți la sfârșitul zilei că Îmi pare rău, Denis, 144 de herți, îmi pare rău pentru că în viața ta nu întâlnești fericirea și că ai așteptări de la oameni să îți servească interesului tău propriu și cel mai probabil, repet, nici măcar mai câta nu te întreabă zilele astea nimic despre nimic. Te de pup. Fără, eu când am intrat în această relație, nu mai aveam așa o interacțiune cu acest gen de filme, cu acest tip de entertainment, adică foarte rar, nici măcar nu știu acum când să vă spun ultima oară că m-am uitat la un film de ochiat. Nu știu să vă spun când m-am uitat la ultimul film pentru adulți. C care e momentul în care aduci vorba de chestia asta, nu e așa? Fără să pari ciudat sau fără să pari prea intruziv? Din ce mi-amintesc, cred că a fost un moment în care pur și simplu m-am dus la Justin. Și, na, noi care suntem așa deschi deschiși unii cu alții, ne-am mutat vorba aia din a doua săptămână împreună. În momentul ăsta, efectiv, ne-am întrebat... Efectiv, nu, nu, deci nu știu despre ce este acest video. Nu știu despre ce este acest video, vă jur. Anyway, hai mai Dar departe. Eu te uiți la da, așa ceva. A, a mers totul foarte natural. Adică eu, eu, am intrat în această relație pe o bază de bă... Ce o să de nu mai la filme porn niciodată în viața mea, nicio problemă, nu mă interesează, nu face parte din lista mea de activități. Mi-am clădit sexualitatea mea, sunt ok cu mine, nu simt nevoia de stimul externi, pot să-mi ofer eu mie plăcere, masturbare sau mai știu eu ce, fără neapărat să vizionez un film porno. Ca aș vrea să vizionez un film porno, aș face-o asumat, aș face-o fără o continuitate care să mă ducă într-o zonă toxică. Am intrat pe o poziție de putere foarte stabilă, eu cu mine, cu sexualitatea mea și cu o coloană. Bă, sincer, mă bucur că e în păcată cu astfel de lucruri, dar nu înțeleg când s-a vorbit despre dependență, spre exemplu. Da, s-a vorbit despre standarde nerealiste, dar doar așa puțin, gen că și-a setat niște standarde nerealiste prin prisma videourilor pe care le urmărea în raport cu partenerii sau partenerele uh, dânsei, habar am, nu știu dacă fi avut și partenerii, bag și eu așa just in case, Stas că... A, face, băiatul meu face live-uri cu CSGO. Official, cha, uh, official channel of behind. Denis încearcă să joacă, joacă Counter-Strike în continuare, tată, și poate iei un cuțit din ala să fii fericit. Ce pup. Um, cred că are 12 ani, să ați mai slăbit? Nu, m-am îngrășat. Am mai pus niște kilograme pe mine. Da, anyway, hai, hai să vedem în continuare. Zona vertebrală. E cumva el la fel. Pot să zic aceeași chestie. El a intrat exact pe aceeași bază în care nu n-ar fi fost vorba de așa ceva. e foarte simplu, nu știu ce să zic mai multe. În afară de hai să schimbăm pe Justin ca să vedem care este și părerea lui. Părerea mea este că... Mamă, ce repede a venit Justin. Consumul de filme porno relație dăunează grav relații. De ce? Trebuie să fii cu persoana aia toată viața, gen. Cam ăsta este obiectivul, da? No. Și uh, problema la bărbați este că au o sensibilitate anume a organului sexual și dacă tu tot stai să te ofreci pe no. așa, dacă stai să tot te ofreci la filme porno, că se cam duce sensibilitatea și atunci e mai greu să ai o erecție, să te exciți, îți pierzi cumva apetitul sexual, sex dragului. De no, not November. No, not November? este un trend în America, da, <laughs> care vine din America, unde nu faci nimic timp de toată luna noiembrie ca să... Să nu faci nimic toată luna? Eu n-am făcut nimic și ma de ian. <laughs> se recapeti cumva din aceste abilități dacă ești... Uh... Și e perspectivă interesantă, da, uite, vezi, asta așa e, că speri pierzi sensibilitatea da. la... Și speri pierzi sensibilitatea de ce? Că tu ai... noi avem o curbă de satisfacție la orice, adică dacă eu beau cafea în fiecare zi, da? Nu, hai să un alt exemplu. Dacă okay. eu mănânc croissant în fiecare dimineață, la un moment dat, după 2 ani de zile, să mi se acrăscă de croasant. Păi și stai mă Iustin, dar aceeași treabă și aici la cu sexul și cu croasantele? Adică înțeleg cu utilitate marginală și așa mai departe, cu cât consum mai mult un produs cu atâta gen devine de mai puțin atractiv pentru tine. Asta o înțeleg, ai dreptate. Dar nu știu dacă și la sfântul sexul e aceeași treabă. Nu? Adică... de la dulce cu Nutella. Așa bă. că trebuie să ai o curbă sau... Curba lui Bel se numește unde, boh, mai lași tu moale, mai diversific. Cum s-o mă, moale? Cum s-o moale? În interesul nu i s-o cum adică s-o las moale. Aici contraargument la ce am spus. pe? Păi, da, domne, da, stând cu persoana de toată viața, la un moment dat te cam nu mai vrei și tu altceva, adică îți fug ochii, începi să ai fantezii și nu filmele porno sunt soluția. O, da, okay, pentru fac. că de ce să te ui... Păi și dacă am, dacă gen am fantezii și asta, ce, ce soluție? Care e soluția? Stai, poate ne dai soluția. Păi la un film porno, Așa. când poți să-ți folosești imaginația. Deci de când te să-mi folosesc imaginația. Păi și gen dacă îmi folosesc imaginația și mă gândesc la aceleași lucruri pe care le-aș putea vedea, nu se întâmplă același lucru? Adică dacă eu îmi folosesc imaginația și vizualizez lucrurile pe care de altfel le-aș vedea, nu se întâmplă același lucru? Anyway, da, nu știu. Abară. Cunosc mereu, ai spus asta cu imaginația. Tu efectiv... E foarte important, mă, pentru că așa nu-ți stimulezi adică practic, nimic. adică tu, practic, dacă mergem pe zona asta de a oferi plăcere, tu mergi mai degrabă pe imaginație decât pe stimul din filme porno la care să consumi direct un material pe care poți să-l accesezi. Foarte important să-ți folosești imaginația ca așa ți ții creierul în mișcare și atunci când uh, aplici chestia respectivă, doar să satisfaci o imaginație, nu încerci să reproduci ceva ce ai văzut pe un ecran. Nu știu, n-am încercat, dar o, o, o încerc și o să vă anunț, da? Vă anunț. Cât, cât, timp să facem acest studiu? Cât timp? Câte săptămâni? Merge și ei ai? Da, wow, chiar nu mă așteptam la, la sfat atât de valid. <guris> <guris> da, chiar mă Da, că atunci când îți folosești imaginația, un număr limitat așa de opțiuni, atunci când uh, rămâi surprins

a văzut cineva un film porno cap cu în viața lui sau ei? în tot filmul porno? Adică, într-un singur într-un singur run, cum ar veni? Da? Băi, stai, băi, stai, bă, 20 de secunde nu se pun. Gen 10 uf, ce zici? 5 minute de film porno. <laughs> ce până mă aveți exact? <laughs> ce dracu stai bolnavi? <laughs> Dar voi nu terminați? Ok, bun, deci revenind, uh, cum dracu, că în imaginație, cu imaginație, gen, te duci și vezi în imaginație mai multe lucruri decât ce ai putea să vezi în 5 minute într-un film porno. Hai nu minți, vă rog eu! Oh, aleo, ok, 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 ok. Se întâmplă uneori să nu ferească mă pe mine. De ce există pe internet? Hai, hai. Asta se poate dăuna și viața de zi cu zi, că pana, nu știu, este ciudat. Eu atât nu înțeleg. Cum poate uh, faptul că te uiți la ceva să îți dăuneze mai mult decât uh, faptul că ți imaginezi același lucru? Nu pot să înțeleg. Dar Justin, cu ce se ocupă? În afară de a fi invitat în vlogurile lui Marilu. Este psiholog? E ceva sau ce e? Că nu înțeleg. E ca și cum ai trăi prin sexualitatea și viața sexuală a altor oameni care, mă rog, sunt și actori, nici pe care nu fac pe bune, știi? Da, încerci să reproduci ceva ce făcea altcineva. A, da, eu am început cu revistele. Ți-am spus o Ce ai început cu revistele? Sexualitatea, să zic așa. Da, ca orice bărbat pe care cunosc. Nu, eu cu filmul porno din Serbia, nu cu nicio revistă, nu, că nu aveam reviste. Film, filme porno din uh, Elveția, am zis, Serbia, mă scuzați. Dar de, am găsit o revistă, efectiv, undeva și eram. Ce revistă? Nu mai știu, era un penthouse, parcă, sau un playboy, l-am găsit, fiind din bușteni, nu e, da, vremea nu am prea decât sânii la așa ceva nu găseai revistă, așa că trebuie să folosești imaginația. Oh, ok. Da, da, da. Poate pe la început așa, gen, nici mai mic, poate poți... Adică eu mă uitam, efectiv, ca să nu vorbesc așa. E cântăreț, e cel din The Witcher, pare, da, 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 da. Se ocupă cu muzica, muzică în filme porno sau... Bă, ce proști sunteți ăștia care m-ați făcut să cred că e un... Băi, bă, vă urăsc, mă! Mi-a zis Loredana că este un om foarte ok care se ocupă cu terapie muzicală pentru copii cu autism. Bă, ce, ce afurisiți sunteți ăștia din chat, bă! Bă, ce afurisiți sunteți! Așa, ideal, zic eu m a fost la mine. Așa. Da, eu mă uitam, dar mă rog, în timp ce eram în relație, de fapt. Deci, în timpul liber, da, mă mai uitam, așa. dar în relație... În timpul liber. E bine că nu te uite la muncă, măcar. Relație, nu, pentru că eram concentrat acolo. Să... Foarte important ce nu înveți de la filme porno. Ce? Nu de fapt, despre tine, este vorba despre amândoi și satisfacția îți vine din... A, satisfacția celui cel, persoanei cu care, cu care interacționezi, v am purtat o dată o discuție din asta uh, interesantă cu o persoană pe TikTok. Uh, că mi se pare că am postat, mi se pare, am postat la un anumit moment dat un video despre mieiță la sopa sau cum îl chema din Galați care zicea să nu bagi botul. Și uh, am, a intrat cineva la, peste, în mesaje și mi-a zis că de fapt chiar și atunci când ești într-o relație și îți dorești, așa cum zice Istina aici, să satisfaci partenerul, este tot o dovadă, partenera în cazul meu, este tot o dovadă de narcisism. Este o, este o dovadă de autosatisfacere. După mânca, vă mâncavă și ochișorii voștri, dar cum, niciun fel nu mai e bine pe lumea asta. Deci nu e, da, dacă eu vreau să fie satisfăcut partenerul sau partenera cu care sunt, de fapt fac chestia aia pentru mine, ca să mă simt eu bine cu mine însumi. Efectiv am simțit m-am înnebunit când am auzit asta. Păi și atunci cum e bine? Atunci e bine să mă satisfac doar eu, nu? Și gen... A, păi nu nici așa nu e bine. Păi și atunci cum e bine? Nu mai facem, bă, nu mai facem, nu? Ca să... nu, E luz-luz, oricum ai da-o Anyway Hai să revenim Și după aia și satisfacția ta Dacă pui satisfacția ta Pe primul loc deci că asta ar putea să vină cineva Să zică aici, păi da mă, dar tu de fapt Când tu Simți lucrul ăsta Tu o satisfaci pe persoana de lângă tine Pentru satisfacția ta De satisfacția ta e cea care primează Te-a închis, ți-a dat nătă Ce mai zici? Ce mai? De deci ce ești, ești, ești narc narcisist? Te închis. Mai zici ceva, prostule. Ce mai zici la acest argument nătâng? Mai poți să mai zici ceva? Nu mai zici nimic. Ah, e o relație mai dificilă, să zic așa, e mai complicat. Dar e așa subiectiv de la persoană la persoană. Nu este că... super subiectiv, dar știi ce nu este subiectiv? Ce? Faptul că clinic dovedită de există dependență de filme porno. Mm, Și da. am o grămadă de persoane au probleme cu chestia asta. Din punct de vedere neuronal, îți oferi satisfacție când vrei tu și vrei acest stimul pe care tu l ai de la filmele porno atât de ușor. Da. Și cum am vorbit de curba aia satisfacției, curba lui Bell, obținând același stimul tot timpul, vrei ceva mai, mai, mai extra, mai extra, mai extra și dai în alte chestii și in, ies frustrările la iveală și poți să devii violent, poți să devii o persoană foarte volatilă. Cum ai trecut peste dependența de filme porno? Sau, asta e a fost și dependent de filme porno? N-am avut dependență de filme O no, drag, a fost doar pur și simplu un moment în care eram atât de absorbit Așa. Uh, de chestia asta, unde luam prea mult timp din timpul meu să Văd despre ce este vorba, și okay. din curiozitate a ajuns un fel de obsesie. Da, exact. Deci e o linie foarte fină până ajungi în punctul de obsesie. Mi se pare că pragul de obsesie este atât de fin încât nici nu se seama. Pragul de obsesie e. este pur și simplu zi. cât de sistematic ești. În general, când vine vorba de masturbare și toată partea asta, e lumea foarte speriată de bombe, nu știu zici că. <laughs> cum mi-a spus profesora mea din clasa de economie, din clasa 9, există două tipuri de bărbați în viața asta. Ce... Nu, no, deci nu, nu. Cei care se masturbează și cei care nu o recunosc. Nu, deci nu. Dacă îmi zici asta, mor. Mamă, deci, mă, cât... Cât... Nu, nu, zi, 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 că nu zici asta, te rog eu. Cei care fac laba și cei care nu recunosc. ...2023, chat. Sfârșit de an. 2023. 2023. Te-a gata, ce mai? Mic drop. Există două tipuri de bărbați, cei care fac laba și cei care nu rec care nu recunosc. <coughs> uh, te pup, Simion, te pup. Măi, deci nu, n-ai cum, n-ai cum. Uh... Bă, chat. Hai că vă zic vă, băieților. 90, fiți atenți, vreau să vă întreb o chestie băieți, da, aici doar băieții să răspundă, vă rog frumos. 90% dintre bărbați. Stați așa. Deci 90% dintre bărbați cred că au penisul mic. Ziceți-mi dumneavoastră ce cred ceilalți 10% dintre bărbați. Hai să vă văd. Mm -hmm. Ce cred ceilalți 10 la asta? au oh, restul corpului e prea mare. A, nu, ideea era în felul următor. Aia care n-ați răspuns, normal că n-aveți de unde să știți. Era o glumă proastă, voi chiar v-ați luat în serios. Așa. Bună seara, Bogdan. Ne uităm la acest sau mai avem puțin în acest video. E ca să scap de chestia asta, pur și simplu, am zis, uh, ok, trebuie să facem cură. Cură. Și facem, de aici a venit... Facem cură de filme porno. Cură gen cum? Ne curățăm de ele, nu? Nu ne mai uităm la filme porno, ok. Această fortitudine mentală de a-ți folosi imaginația. Ok. Deci, ok, mulțumim pentru părerea masculului, mulțumim. <coughs> <coughs> Mulțumim pentru... Bun, și asta a fost videoul de astăzi. Acesta a fost subiectul de discuție, dragă. Sper că v-a plăcut, sper că... <laughs> păi stai mă și nu e așa? <laughs> sunt și bărbați care sunt satisfăcuți cu mărimea. Sunt așa pe aici la noi în dormitor, la da, încă o discuție mor. între prieteni de asta de se poartă și pe Dacă deci Vreau să fiu aici lângă voi și să împărtășesc tot Bă, vă jur că nu pot să înțeleg mare lucru din videorile doamnei Marilu aproape niciodată. Bă, aproape niciodată nu pot să înțeleg aproape nimic. <laughs> din ceea ce încearcă doamna Marilu să ne spună, bă, nu înțeleg ce vrea să zică. Nu m-am uitat la video asta crezând că o să intre niște subiecte ca într-un anumit fel, atingând niște linii fine, încercând să uh, nu știu, să aduc în fața noastră niște uh, neapărat statistici, dar niște chestii smart, niște chestii. n-am înțeles absolut nimic. Ne-a spus că filmele porno pot produce dependență, ceea ce știam deja cu toții, cred că știam, că dependența e, nu e bună, ceea ce cred că știam, că. Aba da, ne-a spus chestia aia, care sunt absolut de acord, că pe Instagram e interacțiunea mult mai personală decât într-un film porno și așa cum întreba cineva și mai devreme și așa cum am spus-o și eu la un anumit moment, dat, cred că e personală și în zona asta de OnlyFans și am mai spus chestia asta cu onlyfans că poate genera poate genera într-adevăr un uh, pericol pentru oamenii care consumă contentul respectiv să ajungă să creadă că sunt într-o relație din asta cu modelul, știți? Adică e mult mai ușor mult mai ușor să dai în extrema aia pe OnlyFans decât e în, la un film porno, știți? Uh, și poate e mult mai ușor și, uh, și mult mai, este și mult mai personal decât pe Instagram. Revin după lobotomie, da. Lipsă de narator coerent. Nu știu ce... Mi se pare că încearcă să zică lucruri sau zice prea multe lucruri, nu au niciun... Na, no, anyway. La la la. Că era în zilele astea că erau penisui, bă, erau glumă, mă. Erau glumă, mă. Sunt multe chestii de genul ăsta, întrebări de genul ăsta, așa că. Na. Sau. Na, nu, nu pot să întreb. Dar este. este... Întreba cineva. La 70% dintre bărbați le place să li se facă X. Ce le place celorlalți 30%? Și tu stai pe gânduri și zici, răspunsul e normal că nu știi. Înțelegeți? Hai că... Ce? Nu. No no, Loredana și glumele, Loredana câteodată e mai cringe decât mine pe glume. A venit acasă și mi-a făcut o glumă în care eu trebuia să cecuiesc mâna ca să paraschiv să crede amuzant. Chat, Tibi se crede inteligent. Ho, <laughs> ho, ce ți-am zis-o? <laughs> ce ți-am zis-o? <laughs> Of, 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 of. Da. Uh, la ce ne mai uităm în chat? Pare că nu prea s-au întâmplat uh, lucruri zilele astea. Drop de mic. Pare că nu prea s-au întâmplat lucruri zilele astea. Nu știu, s-a liniștit lumea. A venit, au venit sărbătorile de iarnă. Au, uh, habar n-am. Abar n-am, nu știu, nu știu ce se întâmplă. Trebuie să dau vina pe femei? Bune, și asta mi-a plăcut. Um, am intrat ieri... Uh, am intrat ieri pe... Da, no, no. Ah, fă, fă. Vreți să ne uităm la ăsta cu colo și cu... Andy Popescu să zic Andy Popescu că suntem Polo violatorul că sunt hater Vreți să ne uităm ăsta? Am mai postat altceva de când cu N-am mai postat altul, nu? Nu, e ultimul are 128.000 de vizualizări. Măi, da, gen, să întreabă cineva cum reușește domnul Colo să facă vizualizări doar, ia, fiți atenți, doar în videourile cu mașina. Apropo, a băut, uh, a băut, a bătut FCSB-ul ieri. 3 la 0. I-am dat urusul, hai să ne uităm la asta, i-am dat urusul lui Ștefan să-l conducă. A rămas impresionat. Următoarea întrebare roșie, consum substanțe sau nu? 5.000 de vizualizări cum e cu mașina 28, noul volan, 16.000. Mariana a câștigat un iPhone 15, 5.000. Prezentarea noii mașini, 90.000 Nu mai zic că pe live-urile alea, nici nu știu de mai, are, mai face live-uri sau acum s-a mutat. Testez noile căști de la Kiris. A, nu mai face, stați că a zis, nu? Că că nu mai face păcănele pe, pe YouTube. S-a mutat cu păcănelele pe nu știu ce altă platformă. Am fost la Londra acum o săptămână, deci pe Oxford Street a fost ceva rău de tot. Legit nu ai loc să respiri, parcă tot orașul era pe strada aia. Păi e acum, nu Oxford Street e aia cu magazine multe și cumpărături de Crăciun. E perioada aia din an. N-ai la ce să te aștepți. Ce vizualizări sunt astea 30 de într-o lună la... Da, s-a mutat pe chic, așa, da. Ne uităm la moștenitor. Hai, da. Știre random, cineva a intrat cu mașina în locomotiva mocăniței. Dar cum a reușit, mă? Cum a reușit? Au deraiat-o? Ia? Yeah. Accident grav în Suceava. huțul ca Moldovița a fost răsturnată după impactul cu o mașină 25 de turiști se aflau în tren. Un accident grav, da, bine. Vagoanele au fost tractate cu o locomotivă diesel, iar turiștilor li s-a înapoiat prețul biletelor. Cinstit frumos, bazat. Locomotiva Bucovina este scoată din us și se va folosi o altă locomotivă, dat fiind programul încărcat în perioada sărbătorilor. Bă, bine că n-a fost nimeni accidentat. Bine că n-a fost, n-a pățit nimeni nimica, dar ăsta, omul ăsta, cum a reușit să facă chestia asta? Că nu înțeleg. Cum a reușit omul ăsta să intre cu mașina în mocăniță? Dar el pe unde, unde voia să se ducă? În gard la oameni? Ce dracu, cum a reușit? Mai aici e un șanț, nu știu dacă, nu? Aici, aici nu e ai e un șans. Și în partea stângă era o casă, nu? Așa pare după cum a căzut mocanița. Deci mocanița s-a dus înspre șosea. Cum a reușit ăsta, mă, frățioare, să... Aici e un gard, cum a reușit? Măi, te are sens. Deci gardul este în partea stângă a autoturismului. Sau la târât, cred că la târât, nu? Cred că la târât. Întemânare calm și precizie. <laughs> nu e botoșean. Cred că la, nu, cred că l-a împins. L-a împins uh, locomotiva, nu? Că altfel nu văd cum putea. Cred că l-a prins de aici și la Da, așa, altfel n-are cum. Mașina era parcată. Nu mă, cum era să Mașina era parcată? A, ieșea dintr-o curte, măi. Ieșea ăsta dintr-o curte. Da, a, uitați-vă că explica aici, mă scuzați. Dacă citeam articolul, știam. Da? Mă scuzați că m-am îngrăbit. Condus de mecanic, uh, mecanicul de locomotivă de 53 de ani, a croșiat un autotarinț care ieșea dintr-o curte, condus de un bărbat de 43 de ani. Da, ce să zic? Trebuie să fie totuși destul de ciudat uh, să. Da, trebuie să fie totuși destul de ciudat să ai efectiv linia de uh, mocăniță la poarta ta. Trebuie să fie puțin ciudat. Și totuși, oamenii ăștia... Nu noi intru în discuția că de ce își fac oamenii casă lângă șina de tren, că nebunesc. Nu înțeleg utilitatea, dar anyway. Cine sunt eu să le zic oamenilor unde să-și facă case? Bă, și am și nu prea am chef de ăsta. Dați-mi altceva la care să ne uităm. Putem să ne uităm la Lospa? Ce a Lospa? Asta cu apărare lui Mickey H, l-am văzut, l-am văzut. Ieșe din curte și n a acordat prioritate. Da, acum am înțeles. Cine a fost prima, șina sau omul? Asta este întrebarea. Asta este întrebarea care uh, stă pe buzele tuturor. Eu o, să... o singură întrebare am la videorile astea lui Andy Popescu. De ce Andi Popescu în videourile lui stă atât de, uite, atât de relaxat, atât de pe spate, atât... uite că aici nu, e mai aprig mai. Mi se pare că are așa o poziție. Uitați-vă și Da. Facem astăzi stream. Dragi oameni de pe live. Facem așa un stream. Voi ce mai faceți? De ce e asta? E scolioză? De la Lamborghini ăla, nu? Are febră musculară, mascul alfa. Na, nu știu ce să... Nu prea îmi place, nu prea -mi... Nu prea îmi plac aceste două personaje și nu știu ce... Mie să nu mă enervez, dar nu vreau să mă enervez. Puțin peste da să vă mai arăt la ce am mai dat like, că mai dat vreo câteva like-uri pe... Nu s-au mai întâmplat lucruri în ultima zi. A, stați să vă arăt în ultimele zile. Stați că voiam să vă arăt o chestie. Deci, dezinformarea de la ăsta. această melodie este absolut bazată. Fiți atenție aici cu dezinformarea asta a postat 500 de kilometri pe an. Cu băiatul meu jumătate de milion de afișeri cu o mizerie, a făcut. V-a zis că e vorba de o propunere care trebuie să se aplice din 2050. Anul 2050 nu v-a spus. V-a spus că ea 6500 de kilometri vor fi valabil pentru mașinile cu combustie internă? Nu v-a spus. Dar băiatul și-a făcut treaba, a manipulat un picuț prin omisiune, desigur, el n-a mințit deloc. Dar a uitat să spună lucrurile importante și a luat jumătate de milion de afișeri și acum arăt pe sub mustață. Ia clipul ăsta dacă face 10.000 de afișeri, mare minune. Să uite că a făcut. Bă, da. Gen, l-am păstat la follow, cred, o să-i uh, pe acest băiețel, nu știu nu știu la ce televiziune e. Și eu m-am dus puțin pe Fenta, am să recunosc că ieri, nu știam exact despre ce e vorba, văzusem asta, nu m-a interesat prea tare subiectul că e cu mașini, nu mă interesează în general. Dar mă întreabă tipici că, bă, da, tu știi care este media astăzi la un autoturist, la de kilometri pe an la un autoturism în România, îi zic, bă, dacă m-ai întrebat asta, zic 5.000, dar nu mai știu câte Și el mi-a zis ceva de genul, da, vreo 5.500 de euro cum. ah, ok, tare. Uh, și da, reglementările astea se aplică din uh, 2050 doar la mașinile care sunt pe combustibil fosili. În condițiile în care nu e așa, se insistă cu ideea, cred eu pe bună dreptate, de a se renunța la utilizarea combustibililor fosili la mașini. Și probabil să se va investi mai mult în tehnologii regenerabile, se va investi mai mult în reciclarea bateriilor și așa mai departe. Eternele probleme care există uh, în legătură cu mașinile electrice. Uh, da. Am mai spus, cred că la sfârșitul zilei, dacă suntem oameni și nu vrem să fim chiar proști. Putem să spunem că dacă mâine toate mașinile din lumea asta ar fi înlocuite de mașini electrice, uh, poluarea efectuată de mașini ar fi mai mică. Acum nu vreau să intrăm în detalii de la că mai sunt unii care vin cu argumente, dar domnule, dacă mai faci transport maritim. Hai să vorbim despre mașini, gen. Oricum, și la transportul maritim, dacă e să vorbim, cred că putem, vom putea, sper, pe viitor, să ne focusăm pe altfel de tehnologii, în ale motoarelor și așa mai departe. Cred, adică, cred că tehnologia se va duce în zona aia. Uh, dar, da, ce rost să-și astfel de. Uh, interpretări favorabile ale unor directive, ale unor ordonanțe? Ce alt interes ai în afară de a băga frica în oameni, de a băga disprețul, de a, na, de a face să aibă nu așa, o atitudine de dispreț la adresa guvernanților și a face în timpul ăsta niște multe vizualizări? De ce să minci? Eu nu înțeleg chestia asta, nu înțeleg acest interes anti da? dar nu e că nu e doar anti-UIE, că semnatarii convenției alea de la Paris nu, sunt, nu au fost doar cei din Uniunea Europeană, nu? Și cred că toate schimbările astea legislative au la bază acel acord. 2017 sau când a, nu, 2000, când a fost? Nu, 2017 nu, când a fost acordul de la Paris. Anyway, nu contează. Da, uh, mă da, sincer acum, noi nu ne dorim pentru copiii noștri o lume unde poluarea să fie mai scăzută? Chiar nu ne dorim chestia asta? Ne dorim ca ăla micu, nepotătul, cum ar veni, să nu mai aibă... Stai că muri camera. Nu mai am puțin chat. Uh, O Omul aude Paris și asociază imediat cu Uniunea Europeană. Da, probabil. Da, repet, uh, sau revin la ideea mea. Chiar nu ne dorim ca băi amicii, uh, nepoții noștri, să nu trebuiască să stea cu butelia de oxigen după ei? Chiar nu ne dăm seama că dacă ne vom înmulți și vom înmulți numărul de mașini și vom mări consumul de combustibil fosil și așa mai departe, ne ducem în direcția aia. Adică, noi nu trebuie să fii neapărat om de știință ca să îți dai seama că diferențele de temperatură pe care le experimentezi de la o săptămână la alta, de la o zi la alta, sunt din ce în ce mai uh, acute, mai. Uh, nefirești, mai ciudate. Nu cred că trebuie să fii om de știință. Să recunoști treaba asta. Să nu mute poluarea de la mașini la minele de cobalt, că nu se schimbă nimic. Da, corect, corect. Repet, cred că tehnologiile vor apărea, se vor îmbunătăți și sunt sigur că dacă ne punem mintea la contribuție ca și planetă, ca și autorități, ca și așa, a, și așa mai departe, putem veni cu o soluție mai bună, cu o alternativă mai bună la ceea ce folosim astăzi. Dar tu te gândești cu oamenii care fac copii pentru a avea un pahar de apă la bătrânețe, chiar le pasă de viitorul lor? Ai Aiști dreptate. În momentul de față, unele companii fac lobby anti pentru că pierd foarte mulți bani. Nu mă îndoiesc. Nu mă înduiesc. Uh, dar da, este vorba despre. Zis să zic, este vorba despre mașini care funcționează sau care vor funcționa la momentul respectiv. De carburanți fosili, asta pentru că la momentul respectiv oricum se dorește, din câte mai amintesc, când în 2030, nu? Se dorește să se renunțe la a se mai produce autoturisme pe bază de carburanți fosili, nu? 2030 era sau ce an era? 2035. Ok. Deci, oricum în momentul 2050 mașinile pe carburanți fosili vor avea cel puțin 15 ani. Deci, la momentul 2050 când se vor pune lucrurile astea în aplicare, dacă se va întâmpla asta, pentru a te putea cumva, nu știu, supune acestor reguli tu ar trebui să ai o mașină veche de cel puțin 15 ani. Bine, oricum asta este de norm în România. Uh, stați așa, turn off. Nu știu băi rabie cum reușești. Ești un talent născut. Toyota a spus că militează pentru foarte mult împotriva mașinilor full electrice și că cele mild hibrid sunt cea mai bună opțiune. Bine, sunt și puțin bias că, nu au, că au prius -ul. Nu mă înduiesc. În același an în care apare GTA 6. Da. Da. GPL e viitorul. De ce, de ce crezi asta? Nu știu. Anyway, încercați să nu, să nu vă luați după astfel de... Uh, nu vor mai putea să... După astfel de mesaje. Uh, bă, da, mai like la unul, mă. Așa. În ultima... Poate vă mai amintiți, nu e așa cazul doamnei judecător care nu poate uh, explica cum a adunat o groază de bani. Vremea au prins prima pagină, cum se spune, niște știri din domeniul justiției care ne fac să ne punem niște întrebări. Adică a început să vină un miros suspect, așa, din direcția aceea. Miroase, miroase ceva stricat, a putred, semți? Da am început să simțim. Iată câteva exemple. Deci, poate vă amintiți că acum, cred că acum vreo lună, am vorbit despre o judecătoare acuzată de Agenția Națională de Integritate că nu poate justifica o avere de peste 6 milioane de euro. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, na, evident, eu am văzut acest video, vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce credeți că s-a întâmplat cu doamna judecător care nu poate justifica o avere de 6 milioane de euro. Ce credeți dumneavoastră că a pățit această doamnă judecător? S-a pensionat? Maldive? Nimic? <laughs> nu, no, cred că Bogdan Moldovan a văzut și el video Doamna respectivă tocmai a fost promovată la Curtea de Apel București de către Consiliul, Suprem, uh, Consiliul Superior al Magistraturii i-a lăsat în pace, nu stă acasă, cum să stea acasă când ea poate să mănânce în continuare bani. Doamna dumneavoastră, nu puteți să explicați o avere de 6 milioane de euro? Da, bravo, vă promovăm. Superb, superb, România. Deci a luat cum ar veni un bonus ah, de performanță. De la cine? Păi, nu, de la Consiliul Superior. Doamna aceasta, Gabriela Cristina Mazilu, care nu poate spune cum s-a îmbogățit cu șase milioane de euro, sau ar putea spune, dar e prudent. E secret. Deci nu zice. A fost implicată în mega dosarul frauderii BRD și a fost investigată de secția specială în legătură cu povestea asta, însă dosarul s-a tot plimbat pe la diverse instituții până a fost clasat. E posibil să fie dobândă. <laughs> Posibil, nu știu. Doamna a fost căsătorită cu un om de afaceri, Cristian Relua Paraschivei, care este considerat, sau era considerat, mâna dreapta lui Remus Truică, condamnat definitiv la șapte ani de detenție în dosarul Băneasa. Și cumva lucrurile vin de se leagă. Și iată că, în ciuda acestor mari semne de întrebare, secția pentru judecători a CSM a decis să o promoveze la Curtea de Apel București. Bă, acum, sincer, este e, înțeles, este absolut de înțeles că există oameni care nu mai au încredere în justiție. Este e o chestie atât de conflictuală la sfârșitul zilei pentru că vrei să ai încredere în justiție, vrei să, mi-e, mie, mie rușine să zic, dole, n-ai cum să, nu trebuie să mai mergi la rest, autorități, nu trebuie să faci reclamații, nu trebuie să, nu vreau să zic chestia asta. Eu cred cu tărie că ar trebui să facem asta. Dar după aia vine, afli de lucruri de genul acesta. Ce faci? Ce, ce mai crezi tu în sinea ta? Eu cu patru ani de drept n-am încredere. Asta e că nu cred că dreptul e problema. Eu nu cred că dreptul în sine e problema, ci sistemul în care ar trebui să se aplice dreptul. De mâine mă apuc și eu să fur, da, da, vezi că trebuie să furi într-un anumit fel, trebuie să furi cu anumiți oameni, nu poți să furi așa oricum. Potrivit unor surse judiciare, explicația este că judecătoarea Mazilu a fost delegată de câteva luni la Curtea de Apel București și că acum CSM doar o formă a formalizat practic statutul judecătoarei, scrie de fapt punctul. adică vezi, doamne, e ceva chestie birocratică. Era dosarul pe traseu și nu s-a mai putut opri, așa mergeau actele. Mi se pare scandalos. Mai departe, poate vă amintiți de un uriaș dosar de corupție care privea retrocedarea ilegală, frauduloasă, a 43.000 de, de hectare de pădure în județul Bacău, afacere de peste 300 de milioane de euro la vremea respectivă. Cu hrebenciuc și ceva... Da, în urmă cu vreo 10-15 ani. O treime din suprafața județului, de fapt, înțelegeți? Dimensiunea uluitoare a acestei afaceri. În dosar, după cum bine și-a adus aminte Luca, Viorel Hrebenciuc, fost parlamentar PSD, Ioana Dam, fost parlamentar PSD, Paltin Gheorghe Sturza, om de afaceri, Dan Costin Bengescu, om de afaceri și alți 13 funcționari publici, inclusiv doi judecători care au fost acuzați de anchetatori, toți, de constituirea unui grup infracțional organizat, dare și luare de mită, trafic de influență și așa mai departe. Dosarul acesta a fost trimis în judecată în 2015 și trei ani mai târziu, în 2018, au fost pronunțate și primele condamnări. Cei doi judecători din dosar au luat condamnări, în primă instanță. Andra Șordoc, judecător la Tribunalul Covasta, condamnat pentru... Cred că o să ne spună, nu e așa, că s-au prescris lucrurile. Asta o să ne spună, ia să vedeți. Luare de mită, a mai trei ani de închisoare cu executare celălalt judecător, o doamnă, Anca Roxana Bularcă, fostă doamna Adam, adică fostă soția deputatului Ion Adam, implicat în afacere de la Tribunalul Brașov, a primit tot atunci doi ani de închisoare cu suspendare. Și după aia dosarul s-a tot temporizat și amânat, s-a blocat la înalta curte, până când și cu ajutorul judecătorilor din CCR a intervenit prescripția. Bă, n-am văzut, am văzut aia cu, cu, judecătoare. Cu promovare. Măi, vă rog eu frumos. Deci s-a închis. Fusese recondamnați în primă instanță, asta e, așa a fost soarta și CCR-ul s-au prescris faptele, s-a închis dosarul și acum acești doi judecători condamnați în primă instanță, vă reamintesc, pentru luare de mită și participare. S-au întors la muncă, sunt sigur că s-au întors la muncă, că na, dacă s-a prescris? Pare la grup infracțional organizat, bă, cum sună, judecători. La Participanți la un grup infracțional organizat. Și salarii deci salarii deși ei vor fi repuși în drepturi și vor primi salariile restante cu dobândă. Bă, păi, vă păi, rog, e frumos cum, am știut. cum a știut. Și cer, păi nu, că nu trebuie să ceră, trebuie să li se dea. <laughs> bă, n-am văzut, am văzut până la aia, la promovare. A recunosc că până la promovare am văzut. Măi, cum, cum am știut? Ce să ceară? Merită! Consiliul Superior al Magistraturii a decis deja reîncadrarea celor doi magistrați. Banii Bravo. pe care îi vor încasa din urmă, cu tot cu dobând, se ridică la câte un milion de euro fiecare. După care... Bă, toată, stai puțin, cum un milion de euro fiecare? Băi, tata, stai țin, de acum ăștia în 5 ani, ăștia au 200 de pe an? În 5 ani, nu? Și dobânda? Ah, ok, ok. okay. Dobândă și indexare la inflație, ok. Ok, înțeleg e în România cu justiția, am un proces simplu din 2017, este liniștit să prescrie. Nu știu dacă, dacă ești persoana uh, na, care a chemat pe altcineva în judecată, a e. și se vor pensiona imediat cu pensii speciale de zeci de mii de lei lunar. Pensia medie a judecătorilor pensionari, a magistraților pensionari în țara asta este de 20... A, a urcat la 22.000 de, de lei net. Bani în mână. 4000 și ceva, nu? De euro. Păi să tot trești. Să tot trești. Ca un boier la 4000 și ceva de euro pe lună în România. Procesul civil nu se prescrie. A, ok, iartă-mă pe mine. E, atunci mai aștept. Mai așteaptă, Vasile, oricând e timp de finalizare. Stai liniștit, nu te grăbi. Și, dacă e ceva, lasă acolo o notă pentru cei ce vor veni după tine să preia ei frâiele acestor situații. Da? Îmi pare rău, omule, ce să zic. Și, în fine, încă un caz care pare aproape fapt divers în contextul ăsta. Sora mea a fost distrusă de un doctor din România, Malpraxis, acum 12 ani. S-a clasat dosarul. Îmi pare rău. Păi stai puțin, dar dacă cineva zice că, că malpraxisul e o cauză civilă, nu? Nu e penală. Cum s-a prescris? A, s-a clasat. Mă scuzi, mă scuze, s-a clasat. Nu, iartă-mă pe mine. S-a clasat. E penală? Malpraxisul? Cum să fie penală? Să fie penală malpraxisul. E civilă, gen... Dacă e greșeală, nu faci pușcărie, n-ai cum să faci pușcărie. Da, dacă, nu, dacă e greșeală, n-ai cum să faci pușcărie, nu e penală. Hai să vedem. Poate era. Da. Dacă se face plângere penală, infracțiunile pentru care poate fi cercetat medicul sunt mai greu de dovedit. Ok? Mă gândesc că na, tu, ca să fie penală treaba, trebuie să existe intenție, nu? Trebuie să zici, da bă, tată, gen, a vrut să facă chestia asta. Altfel este o, ca o cauză civilă și ar trebui să plătească asigurarea, nu? Și mai am un proces în Belgia din 2015. A, deci și în Belgia merge treaba. Nu ne-a Dr. Gheorghe Burnei a făcut asta la vreo 200 de copii. Uh, ce a făcut? Ok. Bă, ești nebun. Uh, sunt și articole în oh, așa. Medicul Gheorghe Burnei vrea să-și opereze nepotul. Cazul ortopedului și păgar. Ăsta e? com The have you Unlike crimes with immediate impact, such as theft or homicide, corruption entails legal and financial tricks that are difficult to understand and are seemingly impossible to fight against for the average citizen. The god of orthopedic surgery in Romania he is also under investigation for making illegal experiments on his patients and for malpraxis. An accusation that's been hard to subs substantiate since Borne is the head of specialities malpraxis commission. Oh, what în france. frustrated? Deci mum care malpraxis allegedly. Era si cheful comisiei. For malpraxis. For instance, one of Brunei's patients underwent a useless surgery that left her with a hole in her hip. A 19 year old girl with a simple hip dysplasia was operated on by him 11 times and can barely walk. after having an unauthorized ceramic implant fitted in. O, oh, ești prost la cap. Nu știu de asta. Încă profesează? Ești și șef la colegiul medicilor? mă, frățioare. Cazul asta a fost cu tremurături, dar unde? Nu... Când s-a întâmplat chestia asta? În 2018, 2017, 2018. Da, nu, nu știam de el, vă, vă jur că nu știam de el. Ar trebui să facem o materială, ce, ce să fac eu? Cred că oameni, Cred că. Da, Gin, cum e posibil totuși ca omul ăsta să. Până la urmă, abordarea pacientului, dacă o faci numai după ce scrie în cărți, până la urmă, medicul este protejat. Spune, noi am făcut ce scrie în cărți, sunt protocoale, nu fac decât ce scrie acolo. Este greșit ca un medic să încerce la un moment dat, exact ce povesti și dumneavoastră, să fac... O revelație te poate face să combini unele lucruri, așa apar procedee noi. Da, gen, poate că ar trebui să combini lucruri noi, dar nu pe oameni? Mă gândesc? Dacă imposibilul, Prima oară. sperând că va fi mai bine... Adică este o chestiune acceptată? Adică este o chestiune... Da, sigur că da. Și dacă uh. lucrurile nu ies bine, Păi foarte mulți. În primul rând, acceptul pentru a se face acea intervenție operatorie este... l de pacient. Nu, 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 mă enervez. Zic că ți-l de pacientul. Dacă zici asta, mor. Dat de părinți, de mamă sau... Două te morții tăi. Două te morți. Da, no, nu, nu pot. Bă, ok. Cu siguranță cu siguranță medicina și orice știință are nevoie de inovație și așa mai departe. Dar procedurile alea nu trebuie să înceapă pe oameni. Nu trebuie să le începi tu singur. Sunt multe lucruri care trebuie să îndeplinite acolo. Să vii cu scuza asta că pa, accept oricum e dat de pacient. Uite, dar pacientul ăla vine la tine ca la un expert. Pacientul ăla poate fi un om simplu care, nu știu, dimineața s-a trezit și și-a luat liber de la a conduce camionul săptămâna aia. Poate că nu are idee ceea ce înseamnă să pui un implant ceramic neautorizat pentru fică sa. Dar vine la tine și tu îi spui, bă, acest implant o va scăpa de durere sau eu cred că acest implant o va scăpa de durere. Sigur că o miți, să spui că vedeți, e de fapt un experiment ceea ce încerc eu să fac aici. Dar după aia vii și zici păi da, da. Acceptu, Sigur că există tehnici și există, nu e așa, toate au un în început. Există uh, situații în care să fac pentru prima oară sau în anumite condiții, anumite tratamente experimentale. Dar, dar, nu treci de la mă trezesc dimineață și îmi vine ideea, bă, ce bine ar fi dacă aș instala ăla pe un om, la und după amează aia și pui, știi? Adică sunt mulți pași care trebuie să îndepliniți, tocmai pentru a te asigura că... Na, ca instituție, ca stat și așa mai departe, că limitezi riscul ca oamenii ăia să pățească niște lucruri grave pe termen lung. Dar, repet, oamenii care se înscriu la astfel de terapii, tratamente inov na, inovatoare, experimentale și așa mai departe, trebuie să o facă în conștiință de cauză, adică tu să le expui toate pericolele astea și să le spui, bă frate, nu s-a mai făcut chestia asta, sau sunt primul care, tu ești primul pacient căruia vreau să-i fac chestia asta. Nu poți să zici, da, da, și-au dat acordul. Acordul la ce? și-l salut pe el, bebe. <gântu -i> În multe cazuri de malpraxis se apelează la răspunsul organismului, da, păi a refuzat organismul implantul respectiv. Înțeleg ce zi. De tată, în momentul. Ei pe, pentru copii. Înțeleg, ei. Poate că. Nu, n-ar fi. N-ar fi ok să fie nimic experimentat pe deținuți și criminali. Nu, n-ar fi. Nu. Absolut deloc. Dacă ajungem să trăim într-o societate în care ne comportăm cu. Uh, niște oameni care au săvârșit anumite fapte într-un mod la, cel puțin la fel de odios that's not a sane society I'm really sorry to say that De disperare uh, nu înțeleg foarte bine și după aceea am asistat de foarte multe ori la cazuri în care medicii de bună credință au încercat să facă lucruri aproape imposibile după care au fost răstigniți Că nu știu ce, că de, de ce n-au făcut altfel. Și atunci, întrebarea asta vreau să vă întreb. Procedele chirurgicale pe care le-ați folosit, și care nu numai dumneavoastră, sunt și alți chirurgi. Faptul că folosesc anumite tehnici, anumite proceduri, în cazuri excepționale, când nu ai ce să faci, oare este de condamnat? Pentru că știți cum e, dacă ai succes cu ele, lumea te aplaudă, spune, vai ce chirurg mare ai fost. Dacă cumva, nu au succes, dar tu ai fost convins că faci lucrurile bine și au ieșit, să spunem, mai... N-au -au avut succes tehnica respectivă. Merită un profesor, un doctor să încerce lucrurile acestea? Asta vreau să vă întreb. Chiar dacă sunt riscante da. pentru reputația lui? Aici lucrurile trebuie să fie împărțite în două. Una, când aceste metode toate au fost descrise, da, da dar separat pentru diverse afecțiuni, aici trebuie capacitate de sinteză și să poți să înțelegi tot ceea ce există în domeniul respectiv și chiar în domenii conexe care se interferează cu specialitatea pe care o ai și să aplici aceste chestiuni și de atunci, și așa, că așa s-a procedat mereu și atunci, dacă un procedeu este eclectic și îmbină mai multe procedee din alte și, mai, mai mulți timp operatori din, din, alte intervenții operatorii, aici nu, nu, este niciun fel de, de să zic o, o chestiune în care să poate fi considerat că, că domnul a aplicat un procedeu nou, că e... Nu! Noul, noul, noul de știți că se să mai să zice se nimic și nou combinația sub Combinația vechiului, da. E, bineînțeles. Uh, numai că, în asemenea condiții, Bă, oameni. Cred că e mai. Adică, ok. Dumneata zici că, domnule, în cazurile în care nu ai nicio altă opțiune, dar. Dacă e adevărat ce scria în articolul respectiv cu o fată care avea o condiție ce înseamnă asta, apropo, chestia asta, fata asta de 19 ani? Uite, hip dysplasia, ea ce e este? este doar, zic, să zic, bazinul, șoldul deplasat, puțin deplasat, sau ce e traducerea? În română, băi. Displazie. Da, băi, frățioare, dacă îmi zici ce este displazia, să mor dacă n-aș fi curios. Displazia. Ah, hai, că avem și pozicet. Da, nu. Stați că vreau să înțeleg, înțeleg ce este. Displazia este un termen pre, uh, prin care sunt definite în principiu toate anomaliile de dezvoltare ale unui țesut, ale unui organ sau ale unei părți din organism în practică se disting. Displazii care survin în cursul dezvoltării embrionare okay, se manifestă prin malformații sau deformații fixe și definite, definitive. Displazii produse după naștere, la nivelul unor țesuturi care au conservat capacitatea de reconstrucție și de diferențiere. Acestea sunt dobândite și reversibile, afectând în deseori, în deosebție țesuturile cu reînnoire rapidă. Displaziile care apar după naștere au cauze exogene, îndeosebi cauze trofice, de unde relația între displazie și distrofie. Bă, da, nu știu exact ce înseamnă să mor, nu știu. Îmi pare că unele sunt reversibile, ok, A, asta e bine. Bă, dar bine că gen nu sunt... Nu, 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 nu cred că este dislocare. Nu cred că e dislocare, nu. E ceva ce A. S A, da, s-a deplasat, da, posibil, posibil să fie ceva de genul. Dar înțelegeți dumneavoastră, ok, dar oamenii ăștia zic că lucrurile astea se tratează destul de lejer, ușor, în raport cu alte intervenții. Ai nevoie să faci operații inovatoare pe niște chestii care se tratează, ai nevoie de 11 operații la astfel de situații și să aduci o persoană care în situația de a bea mai putea merge? Sincer acum. Articulația se dezvoltă anormal. Intrauterin și practic capul femurului nu stă bine în acetabul. Da, bine, te tereu. Mersi, omule. În tabul, adică articulația nu e perfectă. Ok, și să înțeleg că se rezolvă relativ... Ok, se face de rutină. Eco tuturor nou-născuților pentru a depista precoce displazia. Am înțeles, am înțeles. Ok. Deci pare că se poate rezolva relativ... Uh, ușor, on a regular basis. Ai nevoie de 11 operații? Da, sta să verific. Da, cât de cât. da, atunci când vin alți medici și spun că nu sunt de acord sau da, sunt în dezacord cu a colabora cu acest profesor și nu vor să lucreze sub supervizarea lui, nu e un semn mare de întrebare? it's not okay. we believe that uh, we live in a state in which the act of justice must be fully respected. at the same time, we are profoundly worried about the consequences that this court decision will have on us and on the world from a professional, moral, pr, and patients' choice of the hospital point of view. și lui din Franța a spus că e un monstru. Wow. Unele cazuri pot fi tratate și conservator. Un ham, adică obligi copilul să stea cu picioarele într-o anumită poziție și articulația se dezvoltă normal. Dacă nu e depistată la timp, se poate ajunge și la operație. Nu știam de acest individ, Bernie's statements show that he is not alone. Only in 2017, six professors at the Craiova University of Medicine were sent to court for having enjoyed thousands of euros in sexual favors, give passing grace to students. this in all multe din universitățile din România, sau se întâmpla, hai. Ce În trecut se întâmpla, acum nu se mai întâmplă. Absolut oribil, tati. Absolut oribil. Absolut. Bă, sincer, pe de o parte este oribil pentru că supui acele persoane la niște lucruri care cu siguranță nu sunt confortabile în a le presta, da? Și pe termen lung pui niște oameni care poate că nu și-au locul în acel sistem, în sistem. ci riști viețile unor oameni vinovați, pentru că ai vrut tu să ți facă o muie la un moment uh, în viața ta. Efectiv despre asta e vorba. Sunt din Craiova și nu știam de asta, nu, dar Burnei nu este din Craiova. Burnei nu pare a fi din Craiova. Nu zicea de facultatea uh, de medicină din Craiova. Voia să-i opereze și piciorul sănătos al sorămii. Abia atunci au dat seama ai mei în ce s-au băgat. One of the wealthiest doctors in this region was Coth, taking money to grant otherwise legitimate invalidity pensions. Mă, da, gen, repet, cum fac oamenii ăștia sau cum făceau oamenii ăștia să dea uh, Pasuri din astea pentru pensii de invalid. În zilele astea dacă ești invalid și uh, ai o pensie trebuie să te duci anual la check-up. Dr. Iași vă zărește de un... Ok bine asta. Țin minte cel mai recent caz cu doamna aceea de la Piatra Neamță. Nu mai țin minte de unde era. Care era șefă pe departamentul de oncologie și lua mită și de două ori pe zi. la oameni care, na, aveau să moară. Că știa și știa foarte bine că aveau să moară prin prisma experienței pe care o avea și așa mai departe. Doar de două ori pe zi, na. Ah, nu știu, mi se pare că, na, uneori noi trăim așa într-un fel de bulă în care ne dorim ca justiția să funcționeze și statul să funcționeze și după aia dai de știri de genul ăsta care îți cu tremură credințele sau părerile sau poți să primești și definitiv pensia nu știu, știu de cazuri cu oameni care n-au un picior și merg anual la check-up maica mea are și ea v-am mai spus chestia asta Ireversibil, iremediabil Imposibil de ameliorat uh, o mai multe condiții în urma unui atac de, uh, unui, uh, atac cerebral, da. Și tot, se ducea anual, se duce anual la check-up. Mi se pare că se anulează legea care obliga oamenii cu handicap irreversibil să mai meargă. Ar fi o idee. Cu scandalul și nervi mult se poate. Bun. Hai că am să vă las, mă pun să gătesc alături de frumoasa mea soție. Cel puțin o dată la trei ani sună ok. A, nu știu ce zic, nu înțeleg sensul. O să mă pun să fac niște... Um, scârboșenii, cum zicea tasul mare al Loredana. Uh, și niște creveți în usturoi, în sos de, în sos de usturoi, în unt cu usturoi, așa, în scârbă. Paia, da, nu, nu fac paia, nu fac, nu fac deloc paia, nu, nu am din aia de paia. Dar uite, sincer, mie îmi place paia de fructe de mare și neveste mie îmi place paia de uh, pui și iepure. Bă, și nu-mi place deloc aia, deci mie nu-mi place, nu, nu. Că singura chestie pe care o mănânc din aia este orezul, în rest, nu-mi place. Știe ce e bun, dar nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu-mi place chestia aia. Bun, v-am pupat! Să aveți o seară cât de cât impecabilă. Și stați departe de hate-ul de pe trade, uh, threads, da? Sau nu dați voi cu hate pe threads. Și nu vă lăsați uh, jigniți de oamenii de pe threads. da? Hai! Ceau, ceau!